Dragii mei, începem cea de-a patra sesiune a întâlnirii noastre. Deși este dificil să concentrăm o istorie de 40 de ani într-o zi și jumătate, cel puțin încercăm să spicuim, să luăm anumite frânturi din această istorie și în felul acesta rememorăm, ne aducem aminte și în același timp avem și inima plină de recunoștință și de mulțumire lui Dumnezeu pentru acești 40 de ani de istorie a învățământului teologic penticostal din România. Așadar, în cele ce urmează, îl rog pe doctorul Radu Țârle să prezinte promoția 1987-1990, iar după aceea pastorul Titus Coroban va prezenta promoția 1988-1991, urmând ca apoi pastorul Ghiță Rițișan să prezinte promoția Revoluției, cum o numesc eu, 1989-1992, și după aceea vom asculta mesajul prin fratele Lazar Gog. Pace! Un lucru care l-am învățat, mă bucur destul de devreme, este că oricine îți poate contesta teologia, filozofia, psihologia, ideologia, dar nimeni nu îți poate contesta experiențele. Pentru mine, prima experiență cu seminarul teologic penticostal a avut loc în vara anului 1983, undeva în județul Bihor, într-un sat, la nunta fratelui Iosif Tirla. Era o vreme când în bisericile noastre invitațiile la nuntă se făceau pe biserici și fără bani. Ei, și am fost la acea nuntă din toată zona aceea a Bihorului și acolo am rămas foarte surprins. Pentru prima dată am văzut cum arată seminariștii. Au fost toți 13 de față, prezenți, în afară de fratele Lazar Gog, care era la studii în America. Și acolo, la acea nuntă, a fost fratele Trandafir, fratele DeLong și băiatul lui Andrew, care au fost cu noi și sunt cu noi acum. S-au prezentat fiecare, au spus de unde sunt, au avut un cuvânt scurt, foarte concis, știu și acum ce a predicat fratele DeLong, dâns a avut predica de bază. Și mergând de la acea nuntă, m-am gândit, domnule, 13 oameni veniți din toată România cu soțiile, fratele Trandafir venit de la București, fratele DeLong cu Andrew venit din Germania, ăștia sunt oameni altceva decât am văzut până acum. Următoarea experiență a fost în vara anului 1987, când providențial m-am întâlnit în județul Arad cu fratele Simit Tâmbu, care era în practică pastorală după anul 3, și în ultima săptămână, când se mai puteau face înscrieri pentru seminar, mi-a spus, deși numai la seminar nu m-am gândit, mi-am depus dosarul, înțelegând că acela e momentul când eu trebuie să iau o decizie și să fac o schimbare în viața mea. Am venit la București în ultima zi când se mai puteau depune dosare pentru admitere. Am venit la admitere. Am fost înscriși 11. La examen n-am ajuns decât 6. Ca să fim acceptați numai 3. Împreună cu Huțan Mugurel, care slujește în Roman, și cu Gal Costel, care slujește la Pecica Arad, am fost admiși. Mi-aduc aminte, după examen, fratele Trandafir ne-a dat o masă la prânz și acolo jos, la demisol, ne-a spus cu lacrimi în ochi, fraților, am vrea să vă luăm pe toți 6, avem nevoie de toți, dar asta e viața. Cu lacrimi în ochi ne-a lăsat și a plecat sus în birou. A început școala, am venit la școală, am avut harul să fac 2 ani înainte de Revoluție, 2 ani după Revoluție și mă bucur pentru că am putut să cunosc o altă istorie a Bisericii Penticostale, să cunosc și altfel de oameni și pe lângă profesorii care am avut acolo și unii sunt aici și le mulțumesc, fratele Mesaroș, fratele Gurău, fratele Macoveciuc, am avut harul să fiu un an coleg cu cei 10, 84-88. Vreau să vă spun, de la oamenii aceștia care erau mai în vârstă și mai experimentați ca mine și ca noi, am învățat ce înseamnă spiritualitatea. Vreau să vă spun ceva. Ei n-au spus-o. Nu era după masă niciun loc
unde să te poți retrage, să studiezi, să te rogi, pentru că toate birourile, toate ungherile, toate colțurile clădirii acelea erau ocupate de frații ăștia, 10, care studiau, se rugau și în fiecare zi unul dintre ei măcar era în post. De la ei am învățat ce înseamnă spiritualitatea, că pregătirea nu e suficientă pentru slujire. Am terminat în 91, am mers la Arad 3 ani, apoi Domnul mi-a deschis o ușă să merg la școală în America, am făcut masterul, doctoratul, m-am întors, am fost aici profesor 6 ani, apoi pentru 8 ani am fost într-o altă școală, senator și președinte de județ, și vă spun, am învățat, printre altele, că viața e mai mult decât drumul de acasă până la biserică și înapoi. A fost o școală și o experiență pentru care mulțumesc tot timpul și în fiecare zi Domnului. Am avut experiențe deosebite, am văzut mâna Domnului, m-am întors la școală pentru că aceasta a fost prima mea chemare. Și cu toții suntem de acord că școala aceasta noastră nu cheamă pe nimeni în lucrare, doar instruiește pe cei chemați și pentru mine ITP înseamnă instruire, trimitere și perseverență. Am spus și săptămâna asta la studenți, știți cum a ajuns Melcu în corabia lui Noe? Încet și cu perseverență. Cele mai mari falimente experimentează oamenii care nu înțeleg cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. De aceea încurajez și eu pe studenți, discutăm și la cursurile mele, că Dumnezeu e Cel ce cheamă, Dumnezeu e Cel ce trimite, doar noi instruim, asta înseamnă ITP, instruire, trimitere, perseverență. Și așa cum și noi, generațiile mai vechi, n-am avut nicio promisiune, nici când am venit, nici când am plecat, dar fiecăruia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ne-a deschis uși, ne-a binecuvântat și a fost cu noi. O singură experiență și închei. Era iarna anului 1987. Eram 15 în mansarda aceea, acoperită cu tablă, cu pereți din PFL-ul. Vă aduceți aminte, era o mare problemă atunci în România, gazul natural. Atât de slab era gazul în București, că se stingea focul. Îți trebuia o cutie de chibrite să aprins focul. Presiune foarte slabă. Era un fric sus, nu ca să ne autocompătimim, dar de multe ori ne trezeam dimineața cu apa înghețată în pahar sau în sticlă. Dormeam ca și eschimoși, numai nasul era afară, restul eram acoperiți cu pături, de multe ori, știu colegii, dormeam îmbrăcați. Și într-o noapte m-am trezit. Vroiam să mă trezesc, dar nu mă puteam trezi. Tot mă zbăteam în pat să mă trezesc. Din mine o voce îmi spunea, scoală-te. Când încercam să mă scol, iară parcă adormeam. La un moment dat m-am trezit și am auzit un fâsâit ca de șarpe. Pe moment, terminând liceul de electrotehnică, mi-am dat seama că e o problemă și să mă gândesc cum să fac. Mi-am dat seama că s-a stins flacăra la arzătorul ăla din soba aceea de tablă. M-am sculat, era un gaz în încăperea aceea, ca pisica m-am sculat, am deschis geamul acela, m-am pus înapoi în pac, era sub 0 grade, clar. Și unul dintre colegi zice, cine a deschis geamul că e așa de frig aici? Dar eu din pat, mulțumește Domnului că l-am deschis. Au fost multe experiențe. Am învățat multe din prima practică pastorală în Moldova cu fratele Macoviciu. N-am să uit niciodată acele practici. Am fost la Iași, am fost la Botoșani, am fost la Suceava, am fost la nunți, am fost la botezuri, am fost la mormântări. Niciodată, nicăieri, nici fratele Macoveciuc, nici fratele Belțic n-au predicat un cuvânt. M-au lăsat pe mine și pe Titi Corobanca, cu el am fost. A doua practică în județul Bihor cu fratele Mudura. Cât am umblat cu fratele Mudura o lună de zile în Bihor, n-a predicat cât am fost cu el niciodată. Vă dați seama, la 21 de ani am predicat prima dată în biserica numărul 1 din Oradea, la o seară de tineret, unde nu predicau fraților, numai cei cu cel puțin 20 de ani de experiență în predicare. Am ținut predica de bază la acea seară de tineret. După biserică, m-au chemat în birou bisericii să mă felicite, să mulțumească. Mi-au dat 1000 de lei. Atâția bani n-am văzut în viața mea, în mână. Și atâtea alte experiențe și am învățat de la frații aceia
ce înseamnă dragostea. Credeți-mă, de multe ori mergeam prin biserici și când îndeau mâna cu frații, cu surorile, începeau să plângă de bucurie că vedeau o speranță, vedeau un viitor pentru biserica noastră. Îl văd aici și mă bucur din toată inima că fratele Leontiuc este cu noi. Fraților, dacă biserica noastră avea măcar jumătate din liderii de atunci, ca fratele Leontiuc, era mult mai bine și mult mai departe. Să-i dea Dumnezeu sănătate și viață lungă. Un om al lui Dumnezeu care a iubit tinerii, care s-a luptat, care s-a certat cu departamentul cultelor ca și cu țiganii, ca să obțină aprobări, să poată oamenii fi investiți în lucrare. Și ar fratele DeLong era un înger pentru noi, venea exact atunci când nu mai era nimic în frigider, nu mai era nimic în cămară, nu mai era nimic în congelator și nu vreau să mi-o luați altfel. De multe ori ne-am culcat fără nimic de mâncare seara, dar eram bucuroși, am simțit tot timpul că este o onoare și un mare har să poți să studiezi, să poți să slujești pe Domnul și mă uit la colegii mei, cei dinainte, că îi cunosc pe toți, cei câțiva pe care îi știu după mine, toți sunt binecuvântați, pentru că cineva spune, lucrăm pentru Dumnezeu, nu întotdeauna salariul este mare, dar pensia e foarte bună. Domnul să vă binecuvânteze! În toamna anului 1988 am avut harul ca să îmi pot așeza viața în mâinile lui Dumnezeu, în teascul zdrobirii, pe altarul slujirii, la seminarul teologic penticostal de la București și să fiu aici împreună cu alți doi colegi de-ai mei, Pașca Aurel de la Gâlgăul Almașului din Sălaj și Romeo Popan din Cluj, care din câte știu, slujesc pe alte paliere și pentru 3 ani de zile să stau aici la îndemâna lui Dumnezeu. În perioada aceasta am învățat multe, am învățat că trebuie să renunț la mine, am învățat că atunci când m-am așezat pe cruce și mi-am dat viața în mâna Domnului, am încredințat-o cu tot cu demnitatea mea, cu orgolii, cu renume, cu absolut tot ceea ce poate să-mi afecteze veșnicia. Și privind la siglă, așa cum spunea fratele Radu, el a înțeles pentru el ce înseamnă ITP. Dați-mi voie să vă spun că și eu am înțeles ceva din această siglă, din această titulatură și probabil că este sau reprezintă mandatul celor care trecem pe aici. Pentru mine, Institutul Teologic Penticosteal înseamnă așa, institut înseamnă excelență academică. Am venit aici, eu și fiecare dintre noi și cei care încă sunt pe băncile școlii, am venit ca să ne lăsăm gândirea să fie structurată de Dumnezeu prin cei care ne-au prelucrat. Și mi-aduc aminte că Dumnezeu a folosit mulți bărbați în Vechiul și Noul Testament pentru multe lucrări. Dar atunci când Dumnezeu a avut nevoie de bărbați pentru lucrare de anvergură, i-a luat și a trecut prin școală să le structureze bine gândirea. L-a trecut pe Moise prin școala Egiptului și după ce i-a structurat bine gândirea, apoi l-a trecut prin școala zdrobirii la oi și în final l-a folosit și prin el, a dat o lege care până în ziua de astăzi este puternică și rămâne în picioare. La fel în Noul Testament, Dumnezeu a avut grijă ca în jurul Domnului Iisus să vină ucenicii care au avut un impact extraordinar. Dar atunci când a fost vorba de teologia Noului Testament, Dumnezeu din timp a pregătit un bărbat pe care l-a trecut prin școala filozofiei în Antiohia, la picioarele lui Gamaliel, cum am auzit, și în final în școala zdrobirii în Asia. Și după aceea, prin el, ne-a dăruit peste veacuri teologia Noului Testament. Când Dumnezeu vrea să folosească un bărbat prin care să aibă un impact în timp, cu care să scrie istorie, îi pregătește și îi structurează gândirea. Excelența academică. Apoi, Institutul Teologic, pentru mine, când vorbesc despre teologic, vorbesc și de exigența învățăturii. Și
nu vorbesc doar de exigența teoretică, ci a faptului că, în primul rând, noi trebuie să arătăm această exigență a învățăturii în viața noastră. Așa cum în Vechiul Testament, Dumnezeu a creat o ființă care să-L reprezinte și precum Dumnezeu era rege și stăpân suveran în univers, cel care trebuia să-L reprezinte pe Dumnezeu trebuia să fie rege suveran pe pământul creat de Dumnezeu. El trebuia să stăpânească peste păsările cerului, peste viețuitoarele pământului, peste peștii mării, peste tot pământul. Și grădina Edenului a primit-o pentru ca să o păzească și să o lucreze. În Noul Testament, Dumnezeu a rânduit împărăția lui în cadrul împărăției biserica și în cadrul bisericii sunt slujitorii lui Dumnezeu, care prin excelență îl reprezintă pe Dumnezeu. Demnitatea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu și suntem chemați cu viața să apărăm învățătura pe care am primit-o, pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Mi-aduc aminte că fratele Trandafir Șandru, părintele nostru spiritual, ne-a învățat multe lucruri, dar de multe ori ne aduna și cu lacrimi în ochi ne spunea: copii, băieți, de multe lucruri să vă păziți în viață, dar să vă păziți ca de foc de mândrie. Dumnezeu vă va folosi mesaje deosebite, semne, minuni, vindecări, să vă ferească Dumnezeu, să-L jefuiți de slava care îi se cuvine numai Lui. Păziți-vă de mândrie. Ne spunea, păziți-vă de lăcomie. Voi reprezentați demnitatea lui Dumnezeu. Nu trebuie nici să cereți și nici măcar aluzie să faceți la nevoile voastre. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă poarte de grijă, trăiți prin credință. Și apoi ne spunea, păziți-vă de curvie. Și ne-a învățat nu numai de curvia în sine, dar de orice fel de aparențe. Păziți-vă și de ce vi se pare că este rău în direcția aceasta. Și ne-a impregnat această dorință, încât am ajuns să ne rugăm și să spunem: Doamne, decât să ajung să-mi pierd veșnicia pentru temir ce nimicuri sau gunoaie, mai bine e în viața. Și am învățat că suntem chemați să trăim în cea mai sfântă curăție pentru a apăra cu viața exigența învățăturii pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Și apoi, Institutul Teologic Pentecostal. Dragii mei, când mă gândesc la cuvântul pentecostal, mă gândesc cu bucurie, pentru că sunt multe institute, sunt multe școli care au învățătură, au o învățătură sănătoasă, dar puține școli se pot lăuda că pot să impregneze în studenți, că pot să învețe pe studenți ceea ce Dumnezeu are în mod unic, și anume puterea pe care a dăruit-o în ziua Rusalilor. Și când mă gândesc la aspectul pentecostal, vorbesc despre expunerea puterii lui Dumnezeu. Am plecat de la școală, am intrat în tranșee, pe ogorul lui Dumnezeu, am fost eu ca și fratele, colegul meu, am câștigat bursă să plec în Occident, dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă să rămân aici. Mi-a pus pe inimă dorința să-i slujesc lui Dumnezeu. Undeva, pe fața acestui pământ, tot o porțiune a proprietății lui Dumnezeu, și anume în Caraș Severin, în Caransebeș. Pământul cu tot ce este el, pe el este al Domnului. Ei bine, Dumnezeu m-a chemat pe mine acolo să slujesc. Și dacă la capitolul învățătură am fost învățat și așa, și mi-aduc aminte că la un moment dat unul dintre frații noștri care a învățat era să despice firul în patru, după vreo 6 luni de zile de studii biblice, vine la mine și îmi spune: frate Titi, o când ai de gând să vorbești și tu românește să pricepem și noi ceva? Și am înțeles că suntem chemați la excelența aceasta academică, dar trebuie să coborâm ieslea dintre stele la nivelul oilor, să se poată hrăni, să poată pleca cu hrană sănătoasă fiecare și să crească în Domnul. Dar nu numai atât, am ajuns să fiu confruntat cu câteva nevoi practice. Și am înțeles că noi, ca slujitori ai lui Dumnezeu, nu suntem chemați doar să aducem un cuvânt curat, frumos, sănătos, puternic, dar suntem reprezentanții lui Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor celor cărora le slujim, pe celor pe care îi păstorim. Și mi-aduc aminte că
Pe când eram încă student, am avut parte de un eveniment, un accident, în urma căruia eu și astăzi ar fi trebuit să fiu în cărucior cu rotile. Am avut un accident foarte crunt, prin care am avut o ruptură de menisc și după diagnosticul medical și toate aspectele acestea, eu ar fi trebuit să fiu, cum v-am spus, invalid pe toată viața. Era în timpul școlii și mi-aduc aminte că m-am dus în biroul fratelui președinte, fratele Nelu Gurău era atunci acolo. Am spus, frate Nelu, eu am o viziune, am un gând. Dacă fiul meu, dacă aș avea un fiu și fiul meu are o problemă, s-ar duce la vecini, m-ar jigni, că n-are încredere în mine, ca aceștia să-i rezolve problema. Dar dacă ar veni la mine, m-ar onora. Eu am o problemă și vreau să vin cu ea direct înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă trebuie să trec prin operație, știu că înainte de toate, mâna Domnului trebuie să fie peste mine și apoi peste mâna medicilor, nu mă tem. Dar înainte de toate, vreau să merg pe mâna Domnului. Vă rugați pentru mine. Da, Titus, mă rog. Și fratele pastor, fratele profesor, a întins mâna, au mai venit vreo doi frați, s-a rugat pentru mine și în momentul acela am simțit atingerea Duhului. Mai aveam durerea cruntă, dar în 12 zile am fost vindecat. Și pentru că am învățat că și profesorii mei au fost gata să expună puterea lui Dumnezeu, când eu a trebuit să intru pe acest făgaș, am fost încurajat de exemplul pe care l-am primit la școală. Și mă sună unul dintre frați, vino, că avem o situație, o soră este posedată. Când m-am dus acolo, într-adevăr era o soră, era cadru didactic, era intelectuală, dar sărea pe bănci și striga, va veni trezirea, Domnul face trezire și înțelegeți cum știți că diavolul vine cu șireticurile lui. Frații mei, care până atunci erau în lucrare, erau acolo, eu mă uitam la ei ca cei cu experiență. Ei mă așteptau pe mine să vin eu cel cu școală. Și așa ne uitam unii la alții. N-am știut ce să fac, ne-am rugat, Dumnezeu a liniștit-o și am realizat ceva. La noi în zonă nu erau oameni cu astfel de experiență de la care să învăț și pe linia aceasta. Și m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, și aceste nevoi trebuie împlinite. Am nevoie să mă ajuți, să mă înveți, să-mi explici ceea ce mi-ai arătat la școală, eu sunt chemat să folosesc pentru binele fraților mei. Dar în domeniul acesta, te rog, învață-mă. Am studiat și în direcția aceasta m-am rugat și într-o zi, cum marți am consiliu, am ședință, sau marți am consiliere la birou, ca să fiu sigur că oamenii mă găsesc și știu și pot să-i ajut de dimineața până în seara cât e nevoie, vine un bărbat de vreo 30 de ani și îmi spune, frate, sunt posedat. Mă iau durile, mă poartă prin păduri, multe manifestări de genul acesta. Am ieșit să văd câți mai așteaptă la coadă, nu mai știu, 10, 12 erau, am spus, astăzi nu pot să mă ocup de tine, durează, era și ceva inedit pentru mine, dar ia-mâine o zi de post, voi fi și eu înainte Domnului, ne întâlnim, ne rugăm, te pregătești să intri prin mărturisire și vedem ce va face Domnul. A doua zi a venit. Cum m-a călăuzit Domnul? L-am rugat să treacă prin mărturisire și am învățat că cu cât e mărturisirea mai deplină, eliberarea este mai ușoară. După o oră și ceva de mărturisire, am spus, acum intrăm în rugăciune. Ne-am pus pe genunchi și am spus Domnului, Doamne, eu nu plec de aici până nu le eliberez, dar nici nu fac nimic până Tu nu mă călăuzești. Vreau ca Tu să-mi vorbești. După vreo 20 de minute, am văzut că se întinde pe spate și a început să salte câte un sfert de metru, aproape jumătate de metru. Mă miram, când era pe covor era cum era, dar când era pe parchet, mă miram că nu îi se sparge capul, așa nu se rănește. Și am așteptat liniștit, după un timp, Duhul Domnului spune, întreabă-l Duhul care este numele și apoi poruncește-i în numele lui Iisus să iasă și să plece. Locuri pustii și fără apă. Ulterior am aflat că trebuie să le spun și să rămână acolo până când Domnul le va condamna pentru veci. Și am întrebat, Duh necurat, care este numele tău? Știți care a fost primul nume care l-am auzit? Iisus. Am cerut călăuzire și am spus, Duc de minciună care ai rostit numele lui Iisus, în numele lui Iisus care te înfrânte, îți poruncesc să pleci. Știți cum se întâmplă astfel de situații. Ochii dați peste cap, spume la gură, urlete, parcă era menajeria unui circ în stomacul lui și a ieșit afară. Și apoi, din nou, poruncit, aflat numele, poruncit și a durat o perioadă. După un timp, acest tânăr se ridică în picioare, speriat, se uită în jur și întreabă,
ce-i cu mine, cum am ajuns aici, ce s-a întâmplat. Și atunci l-am pregătit să-și păstreze eliberarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Dragii mei, Dumnezeu a lucrat atunci și de atunci. Dumnezeu ne cheamă să lucrăm așa cum am auzit aici. Să avem și excelență academică, să avem și exigență în învățătură, dar să fim și exponenți ai puterii lui Dumnezeu. Lui Gedeon, Domnul ne-a spus prin înger, eu sunt cu tine. Mergi cu puterea aceasta pe care o ai. Mergeți în puterea lui Dumnezeu. Amin. Mie îmi revine sarcina să prezint ultima promoție alb-negru, așa a prezentat-o Eugen, după ce începe promoția color cu Valer și cu ceilalți. Am fost ultima promoție acceptată înainte de Revoluție, în toamna lui 89, și am început, așa cum spunea fratele Simi, și eu am poza asta cu clădirea de atunci, am început în această clădire, în acel dormitor cu 12 paturi, unde era mai mult spațiu, erau suprapuse, și unde nu era suficient spațiu sub acoperiș, era doar câte un pat. Versetul la care ne gândeam tot timpul când eram student era ăsta, Genesa 31:40. L-am parafrazat oarecum. Vara ne topeam de căldură și iarna ne prăpădeam de frig. Iacov a spus asta când s-a întâlnit cu Laban. Vara în București era aproape 40 de grade, acoperișul se încingea și unii dintre colegi, ca să poată să doarmă, își udau cearșafurile bine, se înfășurau în ele și apoi se duceau la culcare. Spun lucrurile acestea ca să vă arăt celor tineri cât de recunoscători trebuie să fiți lui Dumnezeu pentru acest cadru și condiții pe care le aveți acum să vă pregătiți și să slujiți. Este o mare diferență între această clădire și ceea ce avem în schițele dinaintea noastră. Am început în 89 trei studenți în urma examenului. Îi vedeți aici, alături de mine, Teodor Vesa și Eugen Jugaru. Dar peste câteva luni a venit Revoluția și am făcut și noi o mică revoluție acolo la școală și, printre altele, am cerut ca să revină, asta este o poză, eram singurul căsătorit atunci, când am început școala, am cerut ca să fie acceptați doi studenți care fusese la examen cândva înainte, cu Radu, dar securitatea i-a tăiat de pe listă, așa că imediat după Revoluție, Emilian Chi și Daniel Buzatu s-au alăturat acestei echipe și am continuat în cinci, o bună perioadă de timp. Ne-am suprapus, așa cum vedeți, cu generații care au fost înaintea noastră și, în mod special, eu îi sunt mulțumitor Domnului pentru cei trei de aici, Dorin, Ghiță și Gabi. Erau buni predicatori și am învățat foarte multe de la ei în perioada noastră de formare și de creștere. Un omagiu, dincolo de toți profesorii și mulți dintre ei sunt aici, aș vrea să îl aduc lui Rodney Friend. Și aș vrea cei de la Church of God să spună lucrul acesta. A fost o mare binecuvântare pentru noi să fie în primii ani de după Revoluție. Nu uit o iarnă, cred că era 91-92, ninsese toată noaptea, probabil că zăpada avea 30-40 de centimetri și încă ningea. A venit dimineața și nicio mișcare, bucătăresele n-au putut să sosească, nici administratorul, nimeni din conducerea cultului, nimeni dintre funcționarii care erau acolo și noi ne bucuram acum că vom avea o zi liberă. Nu erau urme, zăpada era proaspătă. Și la un moment dat l-am văzut pe Friend venind. Au fost singurele urme
care au intrat înspre școală și au ieșit în acea zi. Și am învățat mult din dedicarea și consacrarea acestui om al lui Dumnezeu, care, deși era limitat din punct de vedere fizic și vederea-i slăbise, muncea foarte mult ca să ne pregătească cursurile. Unde suntem acum? După 24 de ani, mă bucur să fiu în slujire cu colegul meu, Eugen Jugaru. El este păstorul bisericii din Codlea, după cum vedeți, președintele Senatului, doctor în teologie și sunt bucuros și mândru pentru realizările lui și pastorale și în domeniul educației. Este căsătorit, vedeți aici o poză recentă cu Dana și are 3 copii minunați, Teodora, Laura și Cristi. Ne întâlnim, ne vizităm. În anul trecut am fost la un eveniment important în familia lui, căsătoria Teodorei, și încercăm, măcar o dată de 2 ori pe an, să ne vedem și să petrecem timp împreună. Daniel, te rog să te ridici. Unul dintre colegii noștri este păstorul bisericii Golgota din Brăila. Este căsătorit cu Simona și au 4 copii. Iată aici la un eveniment important, când cel mai mare dintre copii a terminat școala. Când mă gândesc la Daniel, mă gândesc la sacrificiul pe care îl face să lucreze într-o zonă dificilă, cu puține biserici, cu puține resurse și în ciuda dificultăților, a faptului că an după an, zeci și zeci și zeci de oameni bine pregătiți, tineri bine pregătiți din acea zonă nedezvoltată economic pleacă din biserică, pleacă din zonă, a rămas acolo pe metereze și continuă slujirea. După 24 de ani, Vasile Vesa este căsătorit cu Damaris. O situație delicată în viață l-a determinat să renunțe la pastorație în 2004. Până atunci a slujit ca păstor în județul Timiș, dar continuă să slujească acolo ca evanghelist și să proclame cuvântul lui Dumnezeu și în ultimii ani s-a implicat și în politică. După ce noi am fost cei 4-5 o bucată de timp în clădirea veche a Institutului, în ultimul an ne-am mutat la un apartament pe drumul Taberei și eu eram bucătarul grupului nostru și Dumnezeu ne-a binecuvântat atunci cu o resursă inepuizabilă de ouă proaspete de la țară. Ce se întâmplase? Vesa simțea că pierde tot mai multe fire de păr și a încercat un tratament cu galbenuș de ou. Însă după un timp, Eugen l-a lămurit că este o cauză pierdută. Și și că decât un tratament care nu dă rezultate, mai bine niște studenți sătui în fiecare seară, așa că am dezvoltat tot felul de rețete cu ouă și Eugen a avut dreptate, dacă vă uitați la Vesa după 24 de ani. Da, un alt coleg de-al nostru, din păcate nu am date recente, l-am contactat, dar n-am reușit să am informații suficiente. Emil Iancheș este în Statele Unite, căsătorit cu Dana, au copii. Și ce pot să spun despre el? Că era cel mai bun din școală la limba engleză, era traducătorul școlii, foarte bun și foarte bun biblist, memora foarte bine Scriptura, predica foarte bine. Chiar dacă el acum nu mai slujește ca păstor, o bună bucată de timp a continuat slujirea în Statele Unite. Am ajuns și la mine după 24 de ani, după ce am slujit timp de 17 ani în Dobrogea, în pastorație, plantare de biserici și vreau să vă spun câteva lucruri aici foarte pe scurt. Tinerilor, eu am ajuns acolo pentru că
Dumnezeu m-a trimis, dar Dumnezeu l-a folosit pe un profesor care este aici, pe fratele Gurău. El era președintele unei comunități regionale foarte mari atunci, se întindea de la Brașov și Craiova până la Dunăre și fusese la Constanța. S-a întors într-o zi la școală și a zis: băieți, eu vin din Constanța. Este o mare nevoie acolo de lucrători. Este cineva dintre voi gata să se ducă acolo? Mai erau două promoții înaintea mea, dar eu fusesem atins de cuvântul lui Dumnezeu și în inima mea am zis: dacă nu pleacă nimeni dintre ceilalți, când eu voi termina, mă voi duce. Așa că în 92, împreună cu soția, care este aici, te rog să te ridici, Irina, și fetele noastre erau de 3 și de 4 ani, ne-am mutat în Dobrogea. Ne-a fost ușor, ne-am dus inițial pe 2 ani de zile, comunitatea ne-a asigurat suport, salariu minim pe economie pe un an de zile, dar Dumnezeu a fost credincios. Și cei 2 ani de zile s-au făcut 17 ani. După ce ne-am mutat noi acolo, Dumnezeu a trimis mulți tineri, unii sunt aici, care au venit și prin slujirea lor acolo și-au lăsat amprenta. Și zona aceea arată acum altfel decât acum 24 de ani. Din 2008 slujesc ca și președinte al Agenției Pentecostale de Misiune Externă și încă o dată mă adresez vouă, tinerilor, pentru că s-a vorbit aici de peste 800 de absolvenți, dar probabil că nu sunt decât vreo 200 care sunt ordinați păstori și care lucrează full-time în biserică. Mă gândesc unde sunt ceilalți 600. Știu despre unei dintre ei câte ceva. S-au întors acasă, poate că n-au avut loc imediat să slujească într-o biserică ca și păstori, să fie angajați și fac taximetrie, fac mobilă, fac geamuri termopane. Vreau să vă provoc. Gândiți-vă la misiune externă, să duceți Evanghelia la cei pierduți. Gândiți-vă când se va lansa în această toamnă acel program de evangelizare al țării. Sunt aproape 100 de localități mari, orașe, în care nu există o biserică penticostală. Ce-ar fi dacă v-ați angaja înaintea Domnului să vă duceți 10 ani într-un astfel de oraș, să stați acolo, să predicați cuvântul lui Dumnezeu și să plantați o biserică? Credeți-mă, când vă veți uita înapoi, nu va exista o binecuvântare și o satisfacție mai mare decât să fi ascultat vocea lui Dumnezeu și să fi mers acolo unde este nevoie. În ceea ce ne privește pe noi acum, suntem la Cluj, avem două fete care s-au căsătorit, îi slujesc pe Domnul și din când în când ne întâlnim, cei care suntem în țară, aproape, Eugen, Daniel, și ca să știți cum vom fi, să vă obișniți cu noi, asta este în 2015, cam aceeași, la reîntâlnirea din 2036. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Arătați bine! Mulțumim celor trei frați pentru luările de cuvânt și pentru această întoarcere în istorie și rememorarea unor evenimente. În cele ce urmează vom asculta un cuvânt pe care ne-l va împărtăși fratele păstor dr. Lazar Gog, față de care Institutul Teologic Pentecostal are multe datorie morală. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Lazar. Știu că sunteți implicat în activitatea de predare la Institutul Teologic încă din anul imediat după ce ați graduat, după ce ați terminat, 1981. 80. Și de atunci până astăzi, fratele Lazar continuă să predea la Institutul Teologic Pentecostal. Eu mi-aduc aminte de ani în care eram student și primeam casetele. Și mi-aduce aminte cineva de casetele cele albe? Uitați, frate Lazar, aici suntem. Acolo am învățat multe lucruri, teologie creștină, gândire creștină, etică,
consiliere, escatologie, mai ales escatologie. Da. Mulțumim pentru toate aceste resurse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Institutul de asemenea datorează fratelui Lazar mult și în ce privește baza materială a școlii. Eu am în mână o distinție pregătită pentru Church of God, Romanian Territorial. O distinție pe care ar fi trebuit să o mânăm atunci când a fost rândul celorlalte. Dar din scăpări de natură organizatorică o mânăm acum, frate Lazar. Ne cerem scuze. Și în același timp vă rugăm frumos să primiți această distinție împreună cu toată recunoștința noastră pentru bisericile din Church of God pe care le reprezentați, o distinție pentru viziune în educație și pentru sprijinirea învățământului teologic în România. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este o bucurie și o onoare pentru mine să particip la sărbătoarea aceasta de 40 de ani de învățământ teologic pentecostal în România. Aceasta datorită faptului că mă simt parte din această istorie, fiind un începător alături de frații despre care ați auzit prin prezentarea deosebită făcută de fratele Mesaroș Marinel. Soția mea, care a simțit această istorie pe umerii ei de-a lungul timpului, ne-am căsătorit și după 2 luni am venit la institut, la seminar. Așa că istoria aceasta de 40 de ani este și istoria de viață de căsătorie a mea, 40 de ani de căsătorie, anul acesta. Familia mea, Biserica Emanuel, pe care o păstoresc în Statele Unite, în Anaheim, se bucură de sărbătoarea dumneavoastră și mulțumim Domnului pentru tot ce s-a întâmplat în lucrarea Domnului din această perspectivă educațională. Felicităm conducerea, corpul profesoral și toată administrația care este implicată în viața acestei școli teologice. Inima mea este înclinată spre educație, de aceea am concentrat multe eforturi ca să pot să fiu util și să pot să ajut. Din 1992, deci după ce a avut loc Revoluția, am venit în fiecare an de 2, 3, 4 ori la institut și prin bunăvoința fraților am adus sute de mii de dolari care să fie folosiți pentru administrație, pentru mersul lucrării Domnului. Toată gloria să fie a Domnului Iisus Hristos. Școala aceasta mi-a rămas în inimă pentru că nu numai că sunt parte din istoria ei, am învățat multe în această școală. Când eram student, am învățat mult să mă smeresc înaintea Domnului. Îmi pare foarte rău de colegii care n-au putut să vină. Special m-a sunat fratele Luca Cibujorel din Australia. Este paralizat datorită unui accident. Este în cărucior. Mi-a zis, salută institutul în numele meu. Prea rău că nu-l văd pe fratele Victor Oniga, care este bolnav, cu care am stat de foarte multe ori. Era omul cu care m-am potrivit în duc, măcar că naturile noastre sunt diferite una de cealaltă, dar m-am potrivit cu el în duc la rugăciune și la post. Ne-am rugat și am postit foarte mult. Când spun foarte mult, însemnează foarte mult. Țin minte că am stat într-o împrejurare amândoi 40 de zile în post și rugăciune.
mâncam puțin tot din 3 în 3 zile, seara, câte foarte puțin, și beam câte un pahar de apă cu puțină sare ca să nu ne dehidratăm. Așa am făcut 40 de zile și ne rugam în fiecare seară câte 3-4 ore, în fiecare noapte. A fost o școală bună pentru mine, pentru că așa scrie în Sfânta Scriptură, de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Nu când vin necazurile, înainte de necazuri. Când necazurile au venit după aceea și au venit foarte multe problemele și încercările în viața mea și a familiei și a trebuit ca să pot să le fac față, Dumnezeu m-a ajutat și m-a trecut prin ele și iată-mă că sunt aici. La școala, sigur că n-a avut cel mai strălucit început. A avut un început modest și bisericile pentecostale române n-au fost pregătite pentru această școală. De fapt, când a venit aprobarea, a venit așa de rapid, încât foarte puține biserici au auzit că s-a înființat o școală teologică la pentecostal. Am să vă dau un exemplu, dintr-o întâmplare personală. Eram în anul 2 la seminar și fratele meu, unul din frații mei, s-a căsătorit în perioada aceea de timp. S-a căsătorit și s-a stabilit în Baia Mare. Avem băi măreni aici, am mâna sus. Nu-s mulți, putem vorbi împotriva lor. No. Așa că mi-am sunat soția și m-am înțeles cu soția, care era în Cluj, să meargă cu cineva cu mașina la Baia Mare și eu să zbor de aici să mă duc la nuntă. Nunta era într-o sâmbătă, în luna februarie. Mi-am luat bilet și am zburat la Baia Mare. Însă din pricina frigului și a ceții, avionul n-a mai putut ateriza în Baia Mare, așa că am aterizat în Satu Mare. Acolo la Satu Mare, aeroportul ne-a pus la dispoziție un autobuz în acela comunist, cu frâne ruginite și cu geamuri sparte, pe un frig de minus vreo 15 grade, și așa ne-am dus din Satu Mare până în Baia Mare, vreo 60 de kilometri, nu cred că sunt mai mult, ne-am dus 4 ore. Am ajuns înghețat în Baia Mare. Dar sigur că pe când am ajuns, s-a terminat nunta. Am ajuns în biserică și când am intrat în biserică, era arhiplină biserica, surprinzător, în frigul acela, fratele Latiș era păstor acolo la Baia Mare, un bătrân simpatic, tocmai a chemat miri în față pe fratele meu și pe soția lui ca să le oficieze cununia. Eu m-am străduit printre mulțimea aceea pe hol să intru în față, măcar să-i văd cum arată mire și mireasă dacă n-am putut să fiu la toată cununia, sărbătoarea lor de cununie. Fratele Latiș i-a cununat și acum, pentru că m-a văzut și mă cunoștea, a zis, pentru toată lucrarea de aici v-am mulțumit fratele Lazar de la seminarul teologic. Mi-a pus o pană de aia de pe un mare, că teolog. M-am rugat, ne-am dus la masă ca și la orice nuntă și după ce s-a terminat masa, fratele meu a aranjat cu o familie ca să ne găzduiască peste noapte în Baia Mare. Ne-am urcat în mașina acestea, avea familia mașină. Avea o Dacie. Și pe vremea aceea era o credință falsă în România. Unii credeau că Dacia e mașină. Dar se învârtea, mergea. Se învârteau roțele. Ne-am urcat în Dacia, în mașină și mergem spre casa, spre apartamentul acestei familii. Și fratele la un moment dat zice către mine, frate Gog, trebuie pensionat fratele Latiș, domnul. Și am zis, dar de ce? Aveți alt păstor? Nu, domnule, zice, dar face gafe omul ăsta de te sperie. Dar ce gafe a făcut? Și n-ați văzut ce a făcut la urmă? Și am zis, nu știu, n-am văzut că eu tocmai la urmă când s-a terminat serviciul am ajuns. Pe ce a făcut? Păi să vedeți, frate Gog, zice, s-a făcut cununia și la urmă l-a pus pe un preot ortodox să se roage, domnule. Pentru că a anunțat fratele Lazar de la seminarul teologic. Și eu imediat m-am prins de istorie și am zis, și ce s-a întâmplat? Păi asta este, domnule, zice, că ne-a făcut de rușine. Păi cum?
Frate Gog, s-a rugat ortodoxul ăsta mai bine decât un penticostal, zice. Și am spus, frate, pe eu am fost credinciosul la ortodox. Păi și cum să fiți dumneavoastră? Păi eu am fost, a spus fratele Lazar de la seminarul teologic, pe mine mă cheamă Lazar Gog, sunt Gog Lazar. Și eu m-am rugat. Frate, vă rog să mă iertați, zice, dar eu am crezut că a luat o rasnă, fratele Latiș. Deci, aceasta era percepția despre școală, pentru că lumea n-a aflat și nu știa. Dar Dumnezeu a binecuvântat școala. Și mulțumim Domnului că școala are un nume bun și lucrătorii care au ieșit de pe băncile acestei școli sunt lucrători de care biserica se poate bucura. Am pentru dumneavoastră un mesaj scurt, potrivit cu ocazia, din un verset de asemenea foarte scurt. E 1 Cronici 1 cu 1. 1 Cronici 1 cu 1 este un verset din 3 cuvinte. Și acest pasaj spune așa: Adam, Set, Enoș. Amin. Adam, Set, Enoș. Nimic în Biblie nu este scris la întâmplare. Deci sunteți într-o școală să învățați că tot ce este scris este inspirat de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu. Nici aceste înșiruiri de nume nu sunt întâmplătoare în Biblie. În ele este revelată o înțelepciune pe care numai Dumnezeu a putut să o gândească. Și dacă studiați, și eu m-am străduit să studiez primele 4 versete din 1 Cronici, capitolul 1, în înșiruirea aceasta din nume, este în primele 4 versete, înglobează toată istoria omului, de la A la Z, toată istoria omului. În această după masă, pentru studenții de la institut, pentru profesori, pentru păstorii care au venit să se bucure de sărbătoare și să onoreze cu prezența lor sărbătoarea, am un mesaj scurt pe care l-am intitulat: Folosește-ți potențialul. Folosește-ți potențialul. Trei lucruri, trei nume: Adam, Set, Enoș. În primul rând, Adam este omul cu potențial absolut, dar pierdut. Omul cu potențial absolut, dar pierdut. N-a fost nimeni ca Adam. Era cel mai inteligent om, era cel mai bogat, tot pământul era la dispoziția lui. Avea legătură directă cu Dumnezeu și povestea în fiecare dimineață. Și avea la dispoziție un potențial pe care omenește este greu să-l gândești. Tot la dispoziția lui. Dar Adam a pierdut acest potențial. Școala a început cu un potențial foarte mic. Foarte mic. Însă în 40 de ani potențialul școlii este mare. Este mare. O moștenire spirituală înaltă moșteniți și ați intrat în posesia ei. O bază materială binecuvântată. Profesori educați și pregătiți. Este printre puținele școli unde cred că 99% din profesori au doctoratul obținut. Este o școală cu perspectivă. Vă încurajez, nu pierdeți acest potențial. Nu pierdeți acest potențial. Pentru că la ce ți-ar folosi să ai tot potențialul din lume la dispoziția ta și să-l pierzi? Să ai toate binecuvântările la dispoziția ta și să le pierzi. Să ai toată bucuria unei părtășii înalte cu Dumnezeu. Și școala aceasta vă oferă o părtășie înaltă cu Dumnezeu. Pentru că dacă studiați cuvântul și
aplicați acest cuvânt, orizontul dumneavoastră se deschide, mintea se deschide, inima se deschide și potențialul vieții și al lucrării este imens, este mare. Este imens, este mare. Nu vă opriți la ce cunoașteți în școală. Trei lucruri trebuie să vă caracterizeze și în școală, dar mai ales după ce terminați institutul. Trei lucruri mari. Caracter, continuitate și construcție. Caracter, continuitate și construcție. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că trebuie să fiți oameni al lui Dumnezeu tot timpul, și în școală și după terminarea școlii. Însă după ce ați terminat școala, nu rămâneți niște oameni care să vă plafonați într-un an de zile. Continuați să studiați. Intrați în posesia cărților. Intrați pe internet. Instruiți-vă. Luați-vă timp și puneți deoparte din puținul pe care îl aveți ca să vă construiți o bibliotecă. De-a lungul anilor, eu mi-am făcut acest principiu și în biblioteca mea personală am peste 3.000 de volume de cărți și nu este lună în care să nu îmi cumpăr o carte sau două. Pentru că vreau să învăț, vreau să cunosc. Altfel vă mucegăiește pâinea care o primiți aici în institut. Și nu o să vă mai asculte bisericile dacă mergeți cu aceeași poveste. Caracter, continuitate și apoi construcție, adică trebuie să fiți inovatori, curajoși și să știți că aveți un potențial cu care se poate lucra, dar potențialul vostru cel mai mare este că Domnul este cu voi. Amin? Amin? Domnul este cu voi. În al doilea rând spune aici Set. Dacă Adam este un om cu potențial imens, dar pierdut, Set înseamnă înlocuire. Este cel care înlocuiește ce este pierdut. Frați studenți, frați păstori, să știți că dacă noi nu folosim potențialul care ne-a binecuvântat Domnul, putem să fim înlocuiți. Fiecare din noi putem să fim înlocuiți. Însă Dumnezeu vrea să lucreze cu noi. Vrea să lucreze cu tine. Și Dumnezeu poate să lucreze cu fiecare dintre noi. Mi-aduc aminte că din experiența cu fratele Trandafiri. Eu am lucrat cu dânsul 6 ani de zile în același birou la conducerea cultului pentecostal și a seminarului din vremea aceea. Într-o zi, când am ajuns la birou, fratele Trandafiri a venit foarte bucuros. Fraților, vreau să vă povestesc ceva, Era iarnă și n-o să-l țineți minte cum era el așa mai agitat, mai pripit. A zis, ieri după ce am terminat slujba aici la birou, m-am dus acasă, mi-am luat soția și pe un frate din comitet cu soția și ne-am dus în vizită la bolnavi. Și ne-am dus la bătrâni, la bolnavi bătrâni. Și ne-am dus la această soră văduvă și bolnavă, bătrână. Am povestit puțin cu ea și a zis sora, frate Trandafir, eu vreau să vă povestesc cum am putut să folosesc ce am învățat la biserică. Deci s-a folosit de potențial. Și zice, să vedeți fraților ce ne-a povestit sora. Zice că sora povestește și spune, frate, cum ești așa bolnavă? Stăteam pe pat și citeam din Biblie. Și auziți, frate Trandafir, dintr-o dată am auzit o voce așa ca și un baz din ăla profund, că vorbea de supat. Și mi-a zis, degeaba citești acolo, cartea aia e o minciună, tu în curând mori și vii la mine. Așa a auzit sora. Și a zis, așa m-am speriat de a-mi crezut că mi se sparge pieptul de bătăile inimii.
Dar cum să vorbească cineva la mine în casă și încă de sub pat? Și ce mi-am dat seama că a vorbit diavolul. Că este un atac demonic. Auziți? O femeie bătrână a înțeles. Și m-am trezit că vorbesc cu el și am zis, să știi că nu mă sperii. Să știi că nu mă sperii. Cartea aceasta este adevărul. Pentru mine a murit Iisus și eu sunt o mântuită. Dacă mor, mă duc la el. Și zice, diavolul de sub pat mi-a vorbit din nou și mi-a zis, Iisus e un mincinos. Tu vii la mine, că el nu te poate salva. Și zice, frate trandafir, eu mi-am adus aminte de ce ați predicat, că la diavolul nu-i place cuvântul. Și așa m-am enervat pe el, am luat Biblia și am băgat-o sub pat și am zis, ia citește-mă și tu și vezi ce scrie aici. Zice, ce m-a lăsat, frate? M-a lăsat. A plecat de la mine. Într-adevăr, oricine poate să fie folosit de Dumnezeu. Dar dacă eu nu-mi folosesc potențialul care Domnul m-a binecuvântat, cuvântul Domnului, credința, acoperirea sub sângele Domnului Iisus Hristos, autoritatea numelui Domnului Iisus Hristos, plinătatea Duhului Sfânt, părtășia frățească, rugăciunea, postul, dacă nu folosesc acest potențial, poate să fie înlocuit. Chiar scrie în Biblie despre unul ce locul lui să fie luat de un altul. Deci ar fi luat locul tău când tu poți să-ți folosești potențialul care te-a binecuvântat Dumnezeu. Și apoi, în al treilea rând, și în ultimul rând, este Enoș. Adam, tot potențialul, dar pierdut. Set, fără potențial, dar înlocuiește pe cineva care nu mai este, pe Abel în cazul de față. Enoș este absența potențialului potențializată. Absența potențialului potențializată. Enoș însemnează slăbănog, neputincios. Știți că în vechime, când se năștea un copil, mai ales în familiile patriarhilor, se dădea nume profetic copilului. Și probabil când s-a născut Enoș în casa lui Set, s-a născut probabil prematur, bolnav, un slăbănog. Și i-au pus numele, ne-a dat Domnul un Enoș. Un slăbănog, un om fără mare potențial, un om care să fie probleme. Însă Enoș nu este omul acela care să rămână un slăbănog. Pentru că dacă vă uitați în Geneza capitolul 4, spune că după ce l-a născut Set pe Enoș, auziți ce spune cuvântul Domnului, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Lipsă de potențial potențializată. Oamenii n-au vrut să mai vadă celebritățile timpului. Oamenii au vrut să-l vadă pe Enoș. Știți de ce? Măcar că arăta ca un slăbănog, ca un neputincios. Când se ruga omul acesta să se deschidea cerul și se cobora cerul pe pământ. Când cânta probabil Enoș, demonii erau puși pe fugă. Unde era el și când vorbea el, vorbea cu har, vorbea cu putere, cu însoțire. Și oamenii au zis, nu vrem să auzim pe cutare celebritate, pe cutare celebritate, vrem să-l auzim pe Enoș, vrem să se roage Enoș, vrem să cânte Enoș, vrem să ne vorbească Enoș, vrem să-l vedem pe Enoș. Și au început și ei să cheme numele Domnului. Poate că cei ce se uită la tine nu pun preț mare pe tine. E dintr-o familie numeroasă, un sărăntoc, un necăjit, un amărât, ăsta nu o să facă mare ispravă în lucrarea Domnului. Nu asculta la aceste vorbe.
Pentru că tu poți să fii un om care să determini pe cei din jurul tău să cheme pe Domnul, să creadă în Dumnezeul tău și să învețe despre Dumnezeul tău. Lumea în care noi suntem și ne-a lăsat Dumnezeu să ne naștem, aș vrea să vă spun, este o lume ignorantă. Chiar dacă se crede educată, este o lume ignorantă. Dar trebuie să învețe despre Domnul de la tine. Chiar dacă ești fără influență, ca un Enoș. Din nou, de la fratele Tandafer, mi-aduc aminte că de multe ori când veneam la office, de la birou de aici, veneam din Ploiești, că eram păstor în Ploiești, nu mai vedeam pe fratele Tandafer în capul scărilor. Când îl vedeam în capul scărilor, știam ce urmează. Și în această zi, când am sosit, a urmărit, m-a văzut că apar, m-a văzut în birou, aici afară, era în capul scărilor. Lăzărică, a murit, mi-a spus o soră. Trebuie să merg să o îngropi. Dânsul îi mântuia și eu trebuia să îi îngrop după aceea. Bă, așa începe lucrarea Domnului, să știți. Trebuie să torni apă pe mâinile lui Ilie prima dată, dacă vrei să crești mare. Și îmi spune, uite, a murit o soră, mi-a spus numele, undeva în cartierul militar și trebuie să mergi acolo să o îngropi. Și am zis, dar cine vine acolo în militar? O să vină membri de la mine de la biserică, o să vină membri de la mine de la biserică și o să te ajute să cânți, da, te duci în îngropi. Bun, ce să faci? Când îți spune dispoziție, te duci. Și când să plec, zice către mine și ai grijă ce vorbești. Ai grijă ce vorbești, că sora aceasta are 5 fii. 3 dintre ei sunt profesori universitari și 2 lucrează în ministerul, unul în ministerul afacerilor externe și unul în ministerul economiei. Deci, oameni cu poziție, care nu cunoșteau pe Domnul, dar au acceptat să o îngroape pe mama lor după rânduială penticostală. M-am dus, am luat un taxi să mă ducă, că nu știam cum să mă duc unde mi-a explicat dânsul, în militar. Am găsit cu taximetristul adresa și am așteptat să vină frații. Au venit 3 bătrâni de la Sebastian, doar 3 bătrâni. Am cântat cu ei până a răgușit, că n-am avut cum să facem altcumva. Și apoi am predicat. După ce mi-am terminat de spus ce am avut de spus, am zis, plecăm. M-a întrebat, era una din fiicele moartei, era profesoară universitară aici la Universitatea din București, profesoară de franceză. Deci foarte, foarte educată familia. A zis către mine, părinte, noi am vrut să împlinim dorința mamei. Noi nu credem ce a crezut mama, dar dacă asta a fost dorința ei, noi vrem să-i respectăm dorința. Suntem oameni educați, părinte, și ascultăm tot ce ne spuneți dumneavoastră. Am rămas surprinși de colaborarea lor. Și zice, ce facem acum după ce ați terminat de predicat? Păi am zis, eu cu cântăreții mă duc în frunte și prin cartierul militar încolo mergem cântând până la cimitir. Vă dați seama, 4 oameni cântam când ne lua gura. Bine, părinte, când să ieșim din curte am auzit o bubuitură puternică. M-am speriat, m-am uitat în toate părțile. Ce s-o fi întâmplat, domnule? Fica moarte, doamna profesoară, m-a văzut așa nedumerit. A venit la mine și a zis, părinte, v-ați speriat de bubuitura aceea cumva? Zic, da, nu știu ce s-a întâmplat. Păi, părinte, eu am făcut-o. Da, că dumneavoastră ați făcut-o, atunci e bine, mergi mai departe. Păi zice, ne știți că este tradiția aceasta, zice, e chestia aia cu borcanul, părinte. Eu nu știu, pe aia cu borcanul nu știu, doamnă, să știți că... Păi ce, cum să nu știți, părinte? Deci oameni educați, cum să nu știți, părinte, că scrie în Biblie că dacă ți-a murit cineva la casă cu curte, cum spuneți dumneavoastră pe la București, înainte să scoți mortul din curte, spargi un borcan din ăla în care puneau castraveți la roata carului și nu mai intră moartea, nici diavol în curtea aia. Era să izbucnesc în râs acolo în curte. Că am zis, domnule, ce dragi fricoși ori fi aici în București de să sperie de borcane. Și am zis, doamnă, în Biblia mea nu scrie din astea și este nebiblic ce spuneți dumneavoastră. Dar dacă asta vă este tradiția, v-ați făcut-o, vă respect și eu tradiția, mergem la cimitir și mergem să îngropăm pe mama. Și ne-am dus la cimitir și am îngropat pe mama și apoi când ne-am întors, m-au chemat la o cafea,
am avut ocazia aproape 2 ore să le vestesc Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Lumea este ignorantă, chiar dacă este educată în sensul lumesc al cuvântului. Și de aceea aveți chemarea să fiți un Enoș. Nu suntem de mare influență, nu suntem de mare nume, nu suntem noi nu știu cine, poate veți zice, un Enoș, un slăbănoc, niște nimenea. Dar cuvântul Domnului spune că în Enoș s-a născut. Oamenii au început să cheme numele Domnului. De ce să nu cheme oamenii numele Domnului când vă văd pe voi cum vă rugați, pe voi cum cântați, pe voi cum vorbiți din cuvântul lui Dumnezeu, pe voi cum știți să folosiți potențialul pe care îl aveți? Mă rog Domnului să fiți oameni aceia înțelepți care să continuați să învățați, să vă folosiți de binecuvântările pe care vi le-a dat Domnul, să apreciați locul pe care vi l-a dat Domnul, școala aceasta, să respectați pe mai mare dumneavoastră care vă pregătesc în această lucrare și ce spuneam eu unor clase de studenți când începeam cursurile, încă și acum este vremea și vreau să vă spun acest lucru. Uitați tot ce ați știut când ați intrat în școală, ca să puteți să învățați ce trebuie prin școală, prin oamenii lui Dumnezeu. În felul acesta vă veți înțelepți, în felul acesta veți putea să înțelegeți potențialul pe care l-a pus Domnul la dispoziția voastră și în felul acesta veți ști să lucrați cu eficacitate, pentru ca lumea din jurul vostru să cheme pe Domnul Dumnezeul Institutului Teologic Pentecostal. Amin? God bless you! Mulțumim fratelui Lazar Gog pentru mesaj și de altfel mulțumim tuturor celor care au venit în față și care au rememorat amintiri din timpul studenției. Urmează acum să vizionăm un filmuleț de 16-17 minute, prin care cu toții vom putea să observăm etapele prin care mâna nevăzută a lui Dumnezeu ne-a călăuzit până în prezent. Cultul creștin pentecostal din România a conștientizat de timpuriu necesitatea organizării unei forme de învățământ teologic menite să pregătească slujitori destoinici și specialiști în teologie pentecostală. După cum se știe însă, timp de aproape 50 de ani, regimul totalitar a îngrădit în mod sistematic viața religioasă din România. În aceste condiții, prima formă de învățământ pentecostal apărută imediat după cel de-al doilea război mondial prin strădania unor conducători și personalități ai Bisericii Creștine Pentecostale din România, a constat în cursuri biblice desfășurate la nivel național sau regional. Scopul acestor cursuri era multiplu: pregătirea pastorală a slujitorilor, lămurirea și clarificarea problemelor fundamentale de doctrină ale cultului, precum și protejarea credincioșilor de influențe negative sau extremiste. Astfel, un prim curs biblic centralizat a fost organizat la Arad în anul 1946, fiind condus de Gheorghe Bradin, care în acea perioadă era cel mai influent lider al pentecostalilor din România. Un alt curs centralizat, axat pe probleme de administrație bisericească, s-a organizat la Arad în anul 1949 sub coordonarea lui Trandafir Sandru. Noi cursuri regionale au fost organizate la Rădăuți, Cluj-Napoca, Timișoara și București, în anii 1951 și 1952, precum și la București, între anii 1954-1956. Deși statutul de organizare și funcționare al cultului pentecostal din anul 1951 prevedea la articolul 36 dreptul de a organiza un seminar, timp de 2 decenii și jumătate autoritățile comuniste nu au permis acest lucru. Începând cu anul 1974, cu aprobarea Departamentului Cultelor, s-au organizat și au funcționat la București cursuri biblice pentru pregătirea și perfecționarea pastorilor sub conducerea lui Trandafir Sandru. În 1976, după numeroase petiții și insistențe, Departamentul Cultelor a aprobat înființarea și funcționarea Seminarului Teologic Pentecostal, al cărui director a fost Trandafir Sandru. Deschiderea seminarului a fost o mare izbândă pentru biserica noastră, dar regimul comunist prin Departamentul Cultelor a ținut sub un control strict și permanent activitatea instituției. Din acest motiv,
absolvenții de învățământ superior nu aveau dreptul de a se înscrie la seminar. În plus, cifrele de școlarizare aprobate au fost foarte mici, dovedindu-se insuficiente în raport cu nevoile reale de pregătire a personalului bisericii noastre. Am dus cu gândul înapoi în 1976, când a început învățământul teologic penticostal, sigur la seminar întâi și după 90 la institut. Și fratele Trandafir mă întâlnește la sediul cultului și îmi spune: frate, am primit aprobarea să deschidem seminarul cu 15 studenți. Și fratele Trandafir spune: n-avem cursuri decât vreo două, nu știu cu profesor ce să facem, că iarăși nici profesor nu prea avem, n-avem cantină unde să mănânce, o să mănânce aici la cult, o să doarmă aici sus în mansardă. Și acolo au dormit pe căldura cea mare timp de 4 ani și pe frigul cel mare, mai ales pe vremea aceea era problemă mare cu căldura. Ca unul dintre cei 15 seminariști ai primei promoții, îmi amintesc de perioada cursurilor. Una dintre marile probleme apărute atunci era lipsa de manuale și lipsa de cursuri. Noi am început absolut de la zero. Asta înseamnă fratele Trandafir Sandru, care preda principalele discipline, doctrine biblice, istoria bisericii, omiletică, pneumatologie, venea cu un teanc de cărți în limba engleză pe catedră, în timp ce preda cursul și traducea, noi notam, și de pe caietele noastre au urmat apoi să se formeze primele cursuri ale seminarului. Altă problemă, în limba română, în vremea aceea, nu aveam mai nimic. Când am început să facem primele teme, aveam doar 3 luni de școală și fratele Trandafir ne-a spus: intrați în bibliotecă, era vorba de biblioteca personală a fratelui, care avea în jur de 3000 de volume, mai toate în limba engleză, și vă alegeți materiale. Materialele erau toate în engleză și așa că munca a trebuit să o începem cu o engleză de începător, traducând din cărți din limba engleză cărți de specialitate, cărți de teologie. Vă dați seama că lucrurile n-au fost deloc simple. O altă greutate a începutului a fost faptul că nu aveam o sală corespunzătoare. Eram 15 cursanți într-o sală foarte mică, sală care avea mai multe întrebuințări. Noi o puteam folosi dimineața la cursuri, după care după amiază practic nici nu mai aveam acces la sala respectivă. Trebuia fiecare prin dormitor, pe unde ne găseam un loc liber, să studiem. Apoi o altă greutate, cazarea în perioada 76-80, știți că a fost un cutremur, cutremurul din 77, care a variat serios locul unde am fost cazați și au apărut alte probleme să găsim o cazare corespunzătoare. A fost necesar până la urmă să se improvizeze în mansarda clădirii de la centrul cultului un dormitor și acolo să fim cazați. Toate greutățile acestea ale începutului totuși au fost trecute cu bine și mi-amintesc de vremea aceea ca de o vreme deosebită. Rămân de menționat pastorii și profesorii seminarului, care au pus foarte mult suflet, au făcut eforturi extraordinare ca să ne ofere tot ce au putut ei mai bun. Începând cu anul universitar 1990-1991, Consiliul Bisericesc al Cultului Penticostal a decis reorganizarea Seminarului Teologic Penticostal, fapt care a făcut posibilă înființarea Institutului Teologic Penticostal de grad universitar. Guvernul României a emis autorizarea necesară începând cu anul universitar 1992-1993. În anul 1998, Institutul, cu specializarea Teologie Penticostală Pastorală și Didactică, a fost autorizat să funcționeze provizoriu. Din 24 octombrie 2008, Institutul Teologic Penticostal din municipiul București este o instituție de învățământ superior acreditată. Procesul de acreditare a Institutului nu a fost nici ușor, nici scurt. Era nevoie de o perioadă de timp destul de lungă pentru a îndeplini condițiile cerute de legislația în vigoare. În mare, instituția trebuia să îndeplinească niște condiții minimale la 3 capitole.
În primul rând, trebuia să dispună de o bază materială corespunzătoare. La acest capitol ne-am prezentat foarte bine, întrucât prin grija organizației Church of God am dispus de un campus nou cu toate spațiile necesare. Săl de clasă, bibliotecă, capelă, birouri, cămin studențesc, cantină, sală de mese și altele. Al doilea mare capitol de evaluare a fost biblioteca instituției. Au durat câțiva ani până când ne-am adunat prin donații numărul necesar de cărți pentru a corespunde și la acest capitol. Majoritatea donațiilor au venit din partea celor două instituții de învățământ teologic din Cleveland, Tennessee, Lee University și Pentecostal Theological Seminary. Al treilea mare capitol de evaluare și cel mai dificil, aș zice, se referă la corpul didactic. Era necesar ca instituția să aibă personal didactic titularizat în învățământul superior, iar 20% din numărul posturilor să fie ocupate de profesori universitari sau conferențiari universitari titulari în instituție. Evident, îndeplinirea acestei condiții necesita o perioadă mai lungă de timp. Cum spuneam deseori colegilor mei, un campus universitar se poate ridica în 2 ani, dar pentru a clădi un corp didactic bine închegat, ai nevoie de 20 de ani. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns să îndeplinim și această condiție minimală în mai puțin de 10 ani. Desigur, pentru întocmirea dosarului de acreditare a fost nevoie de o muncă asiduă pe parcursul a mai multor ani. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru 3 colegi care împreună cu mine au investit o cantitate enormă de timp și efort pentru ca visul acreditării să se împlinească. Profesorul Teodor Pandrea, plecat în veșnicie de câțiva ani, colegul Romulus Ganea și secretara ITP, Mihaela Gânsari. În acest proces de acreditare am avut însă parte și de obstacole de natură subiectivă care aveau de-a face în principal cu împotrivirea pe care o manifestau reprezentanții bisericii majoritare față de ideea acreditării instituțiilor aparținătoare cultelor evanghelice. Chiar și după ce am îndeplinit toate condițiile cerute de lege, rezistența acestora s-a manifestat printr-o evaluare subiectivă și prin tergiversarea nejustificată a acreditării. Până la urmă, la 10 ani după autorizarea provizorie, Dumnezeu a încununat eforturile noastre și a ascultat rugăciunile multora prin obținerea acreditării la data de 24 octombrie 2008. Acum, la cea de-a 40-a aniversare a Institutului Teologic Pentecostal, avem din nou prilejul să ne amintim de această izbândă pe care ne-a dat-o Dumnezeu și să-i mulțumim din toată inima. Institutul Teologic Pentecostal are ca misiune și obiective formarea și perfecționarea continuă a personalului ecleziastic al Bisericii Pentecostale, în acord cu învățătura Sfintei Scripturi, doctrina pentecostală și statutul cultului creștin pentecostal din România. La cea de-a 40-a aniversare a Institutului Teologic Pentecostal din București, ca oameni credincioși, mulțumim lui Dumnezeu pentru trecut, facem o evaluare a lucrării la momentul prezent și ne încredințăm în mâna lui bună pentru viitor. Cultul creștin pentecostal din România pune accent pe educația biblică. După Revoluția din decembrie 1989, când am primit o libertate religioasă deplină, am făcut evanghelizări, am plantat biserici și am deschis școli, creând posibilitatea ca toți cei care vor să primească educație biblică și teologică să poată face lucrul acesta. Dacă înainte de decembrie 1989 aveam doar seminarul teologic pentecostal de la București, de nivel post-liceal, și acesta foarte greu aprobat în 1976, astăzi avem 100 de unități de învățământ de toate nivelele, de la grădiniță și până la universitate. Institutul Teologic Pentecostal din București este instituția de învățământ superior a cultului nostru. Aici se pregătesc viitorii slujitori pentru lucrarea Domnului din România și nu numai.
într-o lume tot mai secularizată. Avem nevoie de slujitori plini de Duhul Sfânt, de oameni bine pregătiți teologic, de oameni ai lui Dumnezeu care să lupte pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, să fie capabil să învețe pe alții și să îndrume sufletele către cer. Având în vedere că numărul credincioșilor penticostali este în creștere și crește de asemenea și numărul bisericilor penticostale, considerăm că este nevoie de o dezvoltare a lucrării de la institut. Mai mulți studenți, mai mulți profesori de calitate și un campus universitar extins. Chem toate bisericile penticostale și pe toți slujitorii să sprijine, să sprijinim împreună lucrarea de la institut, atât spiritual, prin rugăciune și post, cât și din punct de vedere financiar. Să strângem rândurile, să ne conjugăm eforturile și împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos să facem totul pentru înaintarea Evangheliei, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu și pentru grăbirea revenirii sale după biserica lui. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți cei implicați în lucrarea de la institut, să le dea mult har în slujire și să le răsplătească pentru tot ceea ce fac din toată inima. Pentru împlinirea misiunii și a obiectivelor învățământului teologic penticostal, rectorul și cadrele institutului, împreună cu pastorii din conducerea cultului creștin penticostal, urmăresc lărgirea ofertei educaționale prin înființarea unor specializări noi atât la nivel de licență cât și de master, iar pe termen lung, prin crearea unei școli doctorale. Aceste proiecte presupun dezvoltarea bazei materiale, care în momentul de față este insuficientă. Pentru viitor, Institutul Teologic Penticostal urmărește 6 direcții de dezvoltare. În primul rând, formarea de slujitori pentru biserică, buni predicatori și păstori bine pregătiți din punct de vedere teologic. În al doilea rând, urmărim dezvoltarea și menținerea unei relații strânse cu cultul creștin penticostal. În al treilea rând, urmărim accentuarea identității penticostale a institutului în contextul etosului penticostal românesc. În al patrulea rând, avem în vedere dezvoltarea institutului ca centru de teologie penticostală românească, vizibil în plan național și internațional. În al cincilea rând, urmărim dezvoltarea institutului în plan orizontal, prin deschiderea unei noi specializări cu ofertă educațională pentru bărbați și pentru femei. În al șaselea rând, urmărim dezvoltarea școlii în plan vertical, prin deschiderea de programe de master în teologie și înființarea unei școli doctorale. În urma rugăciunii și postului nostru, a cuvântului profetic rostit prin Duhul Sfânt și a confirmării conducerii cultului penticostal, suntem de plin convinși că este voia lui Dumnezeu să dezvoltăm școala noastră în actuală locație. Dezvoltarea institutului impune modernizarea și extinderea actualului campus. Planul nostru este să construim o clădire nouă, care se cuprinde 12 săli de curs, un anfiteatru, un laborator media, o capelă cu 350 de locuri, 2 săli de ședință, spații pentru socializare, bibliotecă și birouri administrative. Construirea de către Primăria Bucureștiului a unei șosele care va trece prin spatele terenului nostru ne permite poziționarea noii clădiri cu fațada orientată spre strada principală. Noua clădire va avea 5600 metri pătrați construiți. Actualele clădiri vor fi modernizate prin etajarea corpului de predare și transformarea lui în spații de cazare pentru profesori și studenți. Extinderea corpului cantină prin suprapunerea cu 3 etaje noi, supraetajarea corpului cazare pentru rezolvarea cazării surplusului de studenți și masteranzi. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Institutul Teologic Penticostal din București. Acum, înainte să încheiem partea pe care am avut-o pregătită pentru aici, dați-mi voi să vă spună câteva cuvinte, o experiență pe care am trăit-o în ultimile luni. Se leagă de proiectul de dezvoltare și de construcțiile pe care urmează să le facem.
fratele Paul este aici, fă-mi un semn, frate Paul, e acolo, cel care conduce echipa de arhitecți. Ne-am pus împreună, sigur, după ce am avut convingerea că este voia lui Dumnezeu să ducem mai departe această școală în locația în care se găsește și să construim proiectul pe care îl vedeți. Proiect care, la început, nu era în această formă. Forma inițială prevedea altfel așezarea lucrurilor, undeva în spate urma să fie un teren de sport și toată partea cu construcții să fie concentrată în actuală intrare a școlii. După ce am gândit acel plan, după ce ne-am sfătuit și am avut aprobarea conducerii cultului și după ce am ajuns în punctul în care am prezentat în fața adunării păstorilor de la Sovata, acel proiect, am dat de o noutate. Primăria Capitalei luase decizia ca în apropierea terenului nostru să fie, prin apropiere, să treacă o șosea foarte importantă pentru București, care urma să lege centrul orașului și să străpungă până pe autostrada București-Pitești. Această nouă stradă, găsită în proiectul primăriei, urma să se atingă de terenul nostru și o parte a lui, nesemnificativă, aproximativ 800.000 de metri, cam așa, urma să fie preluată de această șosea. Fratele Paul a prins imediat ideea. Ce-ar fi să schimbăm proiectul? Ce-ar fi să punem clădirea principală cu fața la această șosea nouă? Ce-ar fi să folosim această oportunitate ca să construim un corp de clădire gândit și pus deoparte de la început pentru școlarizare? Să nu mai fim predeterminați de, și condiționați de niște condiții, de niște situații și circumstanțe pe care ne dădeau vechile clădiri, pe care să le adaptăm în așa fel încât să corespundă la ceea ce ne-am fi dorit. Când am făcut această propunere, eu m-am tulburat. Și nu m-am tulburat la gândul că ne lipsea curajul, ci este oare voia lui Dumnezeu sau nu? Să nu ne trezim că punem o clădire cu fața către o șosea care nu se va mai construi. Ce să facem? Am făcut ce am știut mai bine. Ne-am rugat și am postit. Am vorbit cu frații din Consiliu, Consiliul de Administrație, cu studenții, ne-am pus deoparte un timp de rugăciune și l-am întrebat pe Domnul care este voia Lui, care este planul Lui. În zilele următoare am călătorit în Italia, a fost în biserica păstorită de fratele Marius Livanu, într-un timp de părtășie pe care l-am avut acolo, la care a participat și fratele Petru Balmuș, slujitor al Domnului, păstor asistent în biserica din Mansuie, împreună cu fratele Marius și om înzestrat cu darul prorociei. Ne-am uitat peste vechile desene, peste vechile planuri, pe acele le aveam la îndemână, altceva nu aveam, era doar o idee în dreptul căreia aduceam înaintea lui Dumnezeu întrebarea: este voia lui Dumnezeu sau nu? Apoi ne-am rugat. Fratele Petru, ții minte, a fost foarte entuziasmat. Asta e de la Domnul, Dumnezeu să vă ajute și noi vă ajutăm, ne bucurăm. A trecut o vreme, a doua zi ne-am întâlnit din nou pentru rugăciune. În acel timp de rugăciune, nu voi uita niciodată descoperirea care a avut loc, fratele Petru a spus: frate Nelu, am avut o vedenie. O vedenie pe care nu o înțeleg, dar trebuie să vă spun. Am văzut cum erați adunați în jurul unei mese, am tras aici la masă, strânși cei din echipa cu care lucrați și erați aplecați asupra unor desene. Erau desenele pe care mi le-a arătat cu proiectul vechi. Mâna Domnului a venit peste voi și un glas a spus: este voia mea ca lucrarea aceasta să fie făcută și o voi binecuvânta și se va face. Numai că mâna aceea s-a aplecat, s-a pus până deasupra schițelor și le-a răsucit. În așa fel, și acum repet expresia profetului, în așa fel le-a răsucit încât din față a făcut spate și din spate a făcut față. Frate, nu știu ce înseamnă asta. Nici n-am plecat de acolo până când l-am sunat pe Paul.
Paul, e undă verde, dați drumul la proiect. E undă verde. Ulterior am ascultat împreună înregistrările și vă poate confirma, dacă cineva nu mă crede ce îi spun, poate să asculte înregistrările, fratele Petru în viață poate fi întrebat. Așa am primit de la Dumnezeu călăuzirea că trebuie să facem ceea ce vedeți în acest proiect, ceea ce ați văzut și pe video. Și, stimați frați, stimați păstori, vă chem să fim împreună parteneri la această lucrare. Generația noastră trebuie să îmbogățească patrimoniul Institutului Teologic Pentecostal. Eu am văzut, am avut taberele de rugăciune cu studenții. Am chemat în aceste tabere de rugăciune oamenii lui Dumnezeu, profeți. În tabăra din vară a fost cu noi fratele Mircea Bodârlău din Vicu, preună cu fratele Viorel Birău. Au cam fost un pic îndoielnici când au auzit cuvântul tabără. Ne-au pus niște întrebări de verificare. Dar după ce au venit, au zis, asta da tabără, așa să fie toate taberele. Ne-am rugat acolo, Domnul ne-a vorbit acolo, Domnul a vorbit studenților acolo și ne-a vorbit acolo fratele Victor Câmpeanu, este aici, este martor. Ne-a prorocit, ne-a vorbit Dumnezeu despre ceea ce s-a întâmplat chiar în toamna aceasta, călătoria pe care atât el cât și eu am făcut-o în Statele Unite. Și am văzut binecuvântări care vin de la Dumnezeu peste școală. Oameni buni, lucrarea asta se va face, cu dumneavoastră sau fără dumneavoastră se va face. Sigur se va face, cu dumneavoastră sau fără dumneavoastră. Dar nu va fi tot una dacă se va face cu noi sau fără noi. Nu va fi tot una pentru noi, dar se va face. Vă chem să ne rugăm, vă chem să punem umărul. Frate Lazar, duceți mesajul acesta în Statele Unite. Stimați frați păstori, ceilalți, duceți mesajul acesta. Frate Marinel, frate Mudură, frate Cornel, frate Vasile, frate Nelu. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Zic și eu, cum a zis altă dată Mardoheu, și voi știți ce a spus. Se va face, frate Valer, dar nu din tot una. Vrem să se facă cu noi. Amin. N-ați vrea acum să facem o rugăciune? După ce ieri ne-am, alaltă ieri, cu frații, cu delegația din Statele Unite, ei au avut ceva în program și au trebuit să plece. După ce ne-am dus împreună cu ei la institut, ne-am plimbat acolo pe teren, le-am spus că aici va fi clădirea, fratele Michael Baker a făcut o rugăciune și a cerut lui Dumnezeu ca această viziune să se împlinească. Astăzi le-am spus și lor, se va face, dar nu-i tot una dacă se va face cu voi sau fără voi. Domnul să le pune și lor pe inimă. Dumnezeu nostru este bogat, 3 milioane de euro, nu-i mult pentru Dumnezeu. Pentru mine e copleșitor de mult. Pentru Dumnezeu este puțin. De fapt, pentru El nu este nici mult, nici puțin. Pentru El doar este. Ca Lui este cerul și pământul. Aș vrea să avem un moment de rugăciune. După acest moment de rugăciune ne vom organiza, vrem să vizităm campusul și acolo să servim împreună cina. Detalii legate de aspectele organizatorice ne le va comunica fratele Eugen. Dar acum e vremea să ne rugăm și vă chem să ne rugăm Domnului în comun. Să ne rugăm. Bun găsit, dragi telespectatori, bună dimineața celor din Statele Unite și Canada, bună după masa, chiar bună seara celor din România. Suntem la încheierea unui program maraton, a unui jubileu, 40 de ani de istorie penticostală, la Institutul Teologic Pentecostal București, ITPB, cum îi spunem noi prescurtat. Am avut în scurte interviuri rectorul Institutului, decanul facultății, invitați, participanți, fost studenți și de data aceasta avem trei tineri doctori în teologie, lector universitar, cărora le mulțumim că au acceptat să stăm puțin de vorbă și v-aș ruga să vă și prezentați. Lector doctor Ciprian Tărinte, profesor de studiul Noului Testament și predicare biblică. Lector doctor Emanuel Conțac, predau limba greacă a Noului Testament, hermeneutică biblică și un curs despre 1 Corinteni. Tot lector doctor Ciprian Balaban, studiez istoria, istoria bisericii pentecostale din România în modul cel mai
amănunțit mai în detaliu. Ne-ar interesa cum ați ajuns fiecare din dumneavoastră și să începem, să zicem, de la stânga la dreapta, ca să fie așa ordinea, că ne cerem scuze, dar din cauza zgomotului de fond trebuie să folosim microfoane din astea, manuale, și atunci n-am avut suficiente. Cine se scuză, se acuză, nu-i așa? Deci cum ați ajuns la ITP și ce reprezintă ITPB pentru dumneavoastră? Eu, ajungând să îndrăgesc istoria ca urmare în special a cursurilor pe care le-am avut cu fratele Valeriu Andreescu, până la urmă am ajuns să-l și succed după ce dumnealui a ieșit la pensie. Institutul Teologic Pentecostal din București a fost locul unde am găsit o echipă tânără, dinamică, bine pregătită, care m-a ajutat și înțelegând care sunt domeniile cele mai potrivite care să merg cu studiul istoriei. Sunt indiscret dacă vă întreb unde ați făcut doctoratul și pe ce temă eventual? Tema doctoratului este istoria bisericii pentecostale, harisme și instituție în istoria bisericii pentecostale din România. Carte care a fost publicată zilele acestea, publicată recent, este tocmai forma pentru public a tezei de doctorat. Doctoratul am început la Institutul Unic Protestant din Cluj-Napoca, filiala Sibiu, și l-am terminat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Dumneavoastră, cum ați ajuns la ITPB? Mai întâi, unde ați realizat doctoratul și apoi cum ați ajuns la ITPB și ce reprezintă ITPB pentru dumneavoastră? Da, la ITPB am ajuns cu mult timp înainte de a-mi finaliza doctoratul, pentru că sunt un absolvent al Institutului Teologic Pentecostal. Am absolvit această facultate în anul 2001. Pe timpul studiilor de licență am primit semnale din partea lui Dumnezeu prin profesorii mei că am chemarea din partea lui Dumnezeu să aprofundez studiul teologiei și în mod deosebit al teologiei Noului Testament, motiv pentru care imediat după finalizarea cursurilor de licență am susținut examenul de titularizare în învățământul universitar la ITPB, pe vremea aceea pe un post de preparator universitar, grad universitar care a dispărut între timp, apoi ca asistent. Dar în anul 2002 am fost admis la doctorat la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna, Universității Lucian Blaga din Sibiu. Acolo am studiat în continuare Noul Testament. Am scris o teză de doctorat cu titlul Concepția Apostolului Pavel despre Biserică din perspectiva metaforelor sale ecleziologice. Predam deja studiul Noului Testament la Institutul Teologic Pentecostal, apoi și predicarea biblică. Deci pentru mine ITPB este locul în care îmi pot urma chemarea lui Dumnezeu de a studia aprofundat teologia biblică, de a face cercetare și de a sădi cuvântul lui Dumnezeu în inimile tinerilor și viitorilor slujitori ai lui Dumnezeu, și de asemenea am dezvoltat o pasiune pentru predicare expozitivă, pasiune pe care încerc să le-o împărtășesc și studenților mei prin cursurile de omiletică și predicare expozitivă. Și eu doctorul Conțac? Institutul în 2004 și pentru că la vremea respectivă profesorul Teodor Pandrea, pe care cred că îl cunoaștem, l-am cunoscut cu toții, pentru că se pensiona, era interesat să găsească un succesor pentru disciplinele pe care dânsul le-a predat, limba română, stilistică, alte discipline din acest domeniu, și mi s-a propus să rămân la institut. În paralel făcusem și cursuri la Facultatea de Jurnalism. După ce am terminat teologia, am început un masterat de studii clasice și pentru că eram în contact cu limba greacă mai mult, am preluat și cursurile de limbă greacă. Și mai departe, după programul de masterat, m-am înscris la un doctorat în filologie biblică, filologie la Universitatea din București, însă pe o temă legată de traducerea și interpretarea Scripturii. Mă interesa felul în care anumiți termeni cheie sunt traduși și interpretați diferit
diferit în funcție de tradiția teologică a celui care face traducerea și am descoperit că există anumite condiționări pe care le impune teologia traducătorului. M-am aplecat asupra a 40 de versiuni ale Noului Testament în limba română. Deja ne-ați vorbit de area predilectă, da, de cercetare. Ce m-a impresionat și n-am uitat de acum 9 ani sau poate 10 ani. Vă invitasem la Credo TV și chiar am făcut o ofertă să ținem legătura mai strânsă cu Institutul Teologic, cu dumneavoastră, așa, dar mi-ați spus ceea ce nu am uitat, am acum altceva de făcut, trebuie să mă autoperfecționez, trebuie să mă ocup de anumite lucruri și lăsăm pentru mai târziu. Poate a venit vremea să vă implicați și în media acum. Care sunt, iată, am în mână o carte de Ciprian Balaban, Istoria Bisericii Pentecostale din România. Mulțumesc tare mult pentru dedicație, pentru carte, pentru cadou și dacă vreți să ne vorbiți un pic despre ea și fiecare în area de cercetare, de, știu eu, competență maximă, să ne vorbiți câte ceva și cum prin ceea ce vă propuneți, ceea ce ați făcut până acum și doriți să continuați, doriți să ajutați la progresul, la optimizarea activității ITPB. Da, referindu-mă la carte, urmărește istoria instituțională pentru perioada 1922-1989 și pentru această perioadă se urmărește dezvoltarea instituției în diferite contexte interbelic în perioada războiului, celui de-al doilea război mondial, perioada comunistă, dar în același timp și păstrarea învățăturii despre botezul cu Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt în toată această perioadă. Este modul în care Dumnezeu a lucrat, o istorie a modului în care Dumnezeu a lucrat în Biserica Pentecostală din România, pe de o parte. Pe de altă parte, pot să spun despre această carte că fără dorința de a condamna pe cineva, nu am putut să fiu subiectiv și să nu vorbesc despre unele probleme care au apărut în Biserica Pentecostală, despre unele controverse care au apărut, situații mai delicate, din care noi trebuie să învățăm. Adevărul te face liber. Și învățând din istoria recentă, putem să discernem viitorul. Discernerea viitorului, o pregătire, am putea spune, duhovnicească, dar și psihologică pentru discernerea viitorului, este studierea istoriei recente. Pentru că, citind istoria Bisericii Pentecostale din România, apropo, putem să observăm... În ce măsură, eu am citit, respectiv, poate că nu le-am citit integral, dar cele două volume ale profesorului doctor în istorie Valerian Andreescu. În ce măsură se suprapun sau ați folosit ca sursă de inspirație și acele volume? Ați mers mai departe, mai în profunzime cu cercetarea? Am încercat să nu repet ceea ce se spune. Bineînțeles, vorbind de apariția Bisericii Pentecostale din România, implicit au apărut și unele repetiții și am un subcapitol în care discut această problemă. Dar în cartea mea am încercat să mă opresc doar asupra istoriei bisericii instituționale. O istorie care să fie ușor de citit pentru publicul larg. Detaliile locale le-am folosit doar în contextul în care ne-a ajutat să înțelegem mersul bisericii pentecostale în general. Am înțeles. Dar ce vreau să spun este că astăzi avem nevoie mult, în contextul provocărilor pe care le întâlnim, să înțelegem că libertatea sau lipsa libertății religioase poate să ia diferite forme. Putem să observăm un exemplu clar, Gheorghe Bradin, un frate care a suferit mult pentru credință. Un sfert de secol a fost bătut de jandarmi, a avut probleme serioase și a rezistat. Dar, din păcate, perioada comunistă l-a prins complet nepregătit. Nepregătit
din punct de vedere psihic, persecuția lua alte forme. Astăzi, limitarea libertății religioase poate să ia diferite forme. Și trebuie să valorificăm istoria, înțelegând mai bine istoria. Da? Că probabil trebuie să fim mai rezumați ca să atingem mai multe subiecte. Vreau doar să vă mai întreb dacă ați mai scris și alte carte și dacă mai intenționați și în alt domeniu, așa foarte pe scurt, ca să putem da, tot. Da, este și... prima carte, am scris mai multe articole în domeniul istoriei bisericii și a istoriei bisericii penticostale în special. Îmi doresc pe viitor să mai scriu și alte cărți. Mult succes! Mulțumesc! Vă rog! Prin harul Domnului în anul 2010 a fost publicată teza de doctorat. Titlul a fost puțin scurtat pentru publicul cititor, mai puțin familiarizat cu teologia academică. Este vorba de cartea apărută în 2010 cu titlul Viața Bisericii conform metaforilor pauline la editura Metanoia din Oradea. Apoi am lucrat împreună cu colegul meu și rectorul institutului, pastorul dr. Ioan Brie, la manualul catehetic al cultului creștin penticostal, care este menit să fie folosit ca manual de catehizare a candidaților pentru botezul nou testamentar. În vara acestui an a fost publicată a treia carte pe care am scris-o ca singur autor, este vorba de Conducerea bisericească în scrierile Noului Testament, carte apărută la editura Casa Cărții din Oradea. Permiteți-mi o întrebare aici. Sigur. După opinia dumneavoastră și a cercetărilor care ați făcut-o, conducerea biblică a bisericii este unipersonală sau multipersonală? Conducerea biblică pentru care eu pledez în cartea mea, în urma cercetării făcute, este una, cum o numiți, multipersonală sau colectivă sau în limbaj poate presbiterilor, mai biblic, cum da, se spune, o conducere presbiterială. În cadrul căreia, deci colegiul presbiterial, în cadrul căruia poate exista un primus inter pares, un primul între egali. Da. Care... Vă rog și mai departe, vreau după aceea să mai continuăm cu alte observații, vă rog. Am pomenit deja despre teza de doctorat în legătură cu problemele de interpretare și de traducere a Noului Testament. I-a apărut deja sub titlul Dilemele Fidelității. O a doua cercetare pentru mine importantă a fost cea privitoare la istoria Bibliei Cornilescu. Au apărut cele peste 550 de volume din Arhiva Societății Biblice Britanice care privesc istoria Bibliei Cornilescu. S-a clarificat cine are drepturi de autor? Era clar de la bun început, dar pentru cine nu înțelege anumite lucruri nu va fi niciodată clar. Mie mi-a fost clar încă din 2009, când am fost prima dată în Arhiva Societății Biblice, dar nu aș vrea să intru în acest subiect. Cert este că am avut la a 90-a aniversare a Bibliei Cornilescu, ediția 1924, am avut acest volum document care e important și pentru a omagia efortul imens pe care l-a făcut Dumitru Cornilescu, pe care l-a făcut Societatea Biblică Britanică pentru a ne da Biblia într-o vreme în care e extrem de greu să obții o Biblie și în care altcineva nu se ocupa de această activitate. De curând am lucrat la un volum care nu a apărut încă. El privește influența reformei în Transilvania și influența și contribuția reformei la traducerea Bibliei în limba română. Volumul nădăjduiesc că va apărea anul viitor, când marcăm 500 de ani de la declanșarea reformei prin publicarea de către Martin Luther a binecunoscutelor sale 95 de teze. Arăt în acest document că luteranii din Sibiu și maghiarii din Transilvania și luterani din Sibiu și din Brașov și maghiarii din Transilvania, din zona Caraseșului, nobilimea maghiară ne-a dat multe cărți în limba română. Primele 11 cărți publicate tipărite în limba română au fost realizate sub patronaj străin de către... Și unii au cunoscut și au dorit implementarea anumitor principii, cel puțin am citit și un studiu pentru maghiari, nu sași, anumite principii ale reformei, dar sigur au fost oarecum sugrumate, blocate. Când aveți timp, domnilor doctori în teologie și lector universitar, să studiați așa de mult? Vorbiți-ne puțin despre familia dumneavoastră, apoi mergem spre analiza cât de cât a ceea ce s-a petrecut în aceste zile.
Eu sunt necăsătorit și asta poate ar explica de ce am mai mult timp decât colegii mei, însă sunt multe proiecte la care lucrăm, mă ocup și de bibliotecă, responsabilități de administrație și mai nou de un proiect la care este implicat și colegul Ciprian Terinte și alți colegi de la ITP, proiectul de revizuire a Bibliei Cornilescu, pentru că este o datorie neachitată încă din anii 30, când se dorea o revizuire atentă prin compararea cu textul ebraic și cu textul grec al Noului Testament, și după apariția volumului cu documente din Arhiva Societății Biblice Britanice a devenit evident că această restanță ar trebui achitată și nădăjduim că în 3-4 ani vom pune în mâna cititorilor Biblia întreagă. Mai mult se pare că anumite pasaje, cel puțin anumiți termeni, i-au fost impuși lui Cornilescu să nu îi prindă așa cum el ar fi intenționat. De exemplu, neprihănire, stare după voia lui Dumnezeu. Da, dar și pentru că era mult prea lungă soluția pe care el și-ar fi dorit-o, el a pornit cu o filozofie de lucru care folosea foarte mult parafraza și a sfârșit prin a spune: dacă știam de la bun început anumite lucruri, aș fi lucrat altfel. Și da, acest altfel încercăm să-l realizăm noi. Tot regal de familie, de timp, de... Da, eu sunt căsătorit. Avem un băiețel de 9 ani care necesită multă atenție. Sunt și pastor în Biserica Pentecostală Vestea Bună din București. Pentru 4 ani de zile, deci până anul trecut am fost și decanul Facultății de Teologie din cadrul Institutului Teologic Pentecostal. Cu ajutorul lui Dumnezeu m-am ocupat de acreditarea programului de masterat Biblie și Societate, singur program de masterat al Institutului Teologic Pentecostal. În afară de cele 3 cărți amintite, în toamna acestui an a mai fost publicată una din cărțile mele, nu foarte voluminoasă. Este vorba de un îndrumar exegetic și omiletic pe Epistola către Coloseni. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ieri seara am predat manuscrisul altei cărți, a cincea carte, la editura Casa Cărții, deci orarul este într-adevăr foarte încărcat. Este nevoie de o foarte bună administrare a timpului, dar cred că atât eu cât și colegii mei încercăm să ne facem cât mai utili și rodnici pentru împărăția lui Dumnezeu, folosind o vreme pe care Dumnezeu ne-a dat-o, nu știm cât va mai dura, și folosind și energia pe care o avem ca tineri slujitori ai lui Dumnezeu. Cred că nu greșesc când spun că fiecare dintre noi suntem încă sub vârsta de 40 de ani. Deci este o vreme pe care trebuie să o folosim. Nu exclud că băiatul a mai venit și a mai bătut la ușă câteodată. Eu mi-amintesc numai când am făcut a doua facultate la fără frecvență, că venea și tot bătea la ușă și da, era cam greu să deschid întotdeauna. Da, scrierea acestor cărți despre care v-am vorbit a presupus și petrecerea unor perioade în recluziune, departe de familie, în centrul de cercetare Tyndale House din Cambridge, de 3 ori, la Universitatea Wheaton College din America. A trebuit să mă deplasez în diferite locații din țară, unde să mă izolez. Deci a fost departe, relativ mai simplu, da, într-un fel. Și sigur copilul mă întreba de la o carte la alta câte mai am descris până o să mai stau și cu el. Da. O perioadă destul de grea, într-adevăr. Să urmărim tot privind familia și apoi o facem o evaluare a evenimentului, pentru că mai avem câteva persoane, ne uităm și la ceas, avem inclusiv un poet care vrea să vină cu puțină poezie spre telespectatorii noștri, așa, în atâta teologie, tot vizând, sigur, amintirile, trecerea timpului și învățămintele care le putem extrage din trecerea timpului. Vă rog. Sunt căsătorit, am doi băieți de 11 ani și de 9 ani și o fetiță de 5 luni. Să vă aducă bucurie! De la zero din nou. Pot să spun că trăiesc și eu, ca și colegii mei, de multe ori, o tensiune, pe de o parte, între dorința de a scrie, de a cerceta, și responsabilitățile pe care le avem la institut, fiind o mână de oameni, responsabilități administrative a procesului educațional. Pe de altă parte, încercăm să ne dăruim și familiei. Pot să spun că în urmă cu vreo 10-11 ani aveam nevoie de liniște de plin atunci când studiam. Acum am câștigat și alte deprinderi. Și în ce privește acest eveniment, ca să spunem,
poate alții ar trebui să evalueze în primul rând, dar eu spun că este un câștig să ceea ce putem noi face astăzi, să evaluăm din perspectiva realizărilor. Adică în urmă cu 40 de ani, cei care au început au avut nevoie de o credință foarte mare. Noi privind spre începuturi și privind spre realizări, credința noastră astăzi ar trebui să crească mult și să dorim să realizăm mult mai mult decât au visat ei sau au sperat ei. Începând de la dumneavoastră, fiecare ca ultim cuvânt și rugăm colegii să-l anunțe pe domnul cu părul alb, Ticu Leontescu, să vină mai aproape și ceilalți care... Faceți o evaluare a acestor prime două zile sau o zi jumătate din acest jubileu al ITPB. Acum, pentru noi... să spun, este o încununare a efortului. Ne-am pregătit mult, ne-am stresat mult cu organizarea Felicitări acestui Felicitări tuturor pentru ceea ce ați făcut. Și sperăm ca cei mai mulți să evalueze pozitiv. Se poate și îmbunătăți? Programul din aceste două zile, eu spun că sunt foarte mulțumit de cum a ieșit. Da. E vorba aceea că omul poate să facă perfect, numai aritmetica 1 plus 1 e 2, restul totul e perfectibil, dar a fost excepțional. Pot să spun că a ieșit bine, da. Eu așa consider. Puteți și să spuneți anumite lucruri slabe, bune, mai ales că sunteți obișnuiți cu obiectivitatea, cu realismul. Da, din punctul meu de vedere este... primul eveniment de acest gen, de asemenea învergură, pe care îl organizează Institutul Teologic Penticostal de la înființarea sa, după știința mea. Eram student și am fost martor la acel măreț eveniment al inaugurării campusului în care funcționăm acum, deci este vorba de anul 1999, deși a fost un moment solemn, tot așa cu oaspeți din străinătate, nu a avut amploarea și vitalitatea evenimentului la care tocmai am participat. Deci, din punctul meu de vedere, a fost o atmosferă și un eveniment binecuvântat din abundență de Dumnezeu. Sigur, totul este perfectibil, nu am acum în minte un aspect sub care ar putea fi îmbunătățit, având în vedere că, așa cum spuneam, este un eveniment unic, după părerea mea, în istoria Institutului Teologic Penticostal. Institutul Teologic a crescut enorm în acești 40 de ani. Cunosc doar 15 ani din această istorie și îmi dau seama cât de mulțumitor și recunoscător trebuie să fiu pentru eforturile pe care le-au făcut înaintașii noștri, care unii au trecut la Domnul, dar care ne-au lăsat o moștenire extrem de importantă. Și cum evaluați reușita acestor? Este un eveniment frumos. Prezența la această aniversare a delegației din Statele Unite, semnarea acestui memorandum între instituția noastră și Seminarul Teologic Penticostal este o mare izbândă și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Vă mulțumim și noi și pentru focalizare și pentru că amânați căsătoria oarecum înțelegând că, mă rog, căutarea împărăției este chiar mai importantă. Asta nu înseamnă că Dumnezeu vă va priva de ceea ce aveți pe bună dreptate nevoie și aveți dreptul. Mulțumim tare mult, mult succes ITPB! Pastorul Ticu Leontescu și pastorul Nicu Oros. Bine ați venit pentru, ia să vedem, 20 de minute, un sfert de oră numai avem. Promisesem telespectatorilor, sunteți din Timișoara, da? Da. Așa, ceva poezii, vă ocupați și ca pastor, dar scrieți și poezii. Vreo poezie care spune ceva despre trecerea timpului. Eu mi-am notat aici, amintire avem cu noi totdeauna, amintire e timpul petrecut, trăit în prezent, amintiri să avem cu noi de iubire, amintiri să avem permanent. Și au fost suficient de multe, sunt două microfoane, vă rog, luați fiecare câte un microfon. Sunt multe și au fost comemorate multe aspecte legate de amintiri frumoase cu Dumnezeu. Câte cărți de poezie ați scris? 7. Așa? Am ales cu mine vreo 3, dar mă tot gândeam ce poem să aleg, știind că tema principală greu nu-i ales. Poemul. Deci poemul rămâne undeva în colateral. Vreau să citesc un poem intitulat Ca Lot. Vă rog. Amintindu-ne de Lot, de ieșirea lui din Sodoma. Apropo de un arc peste timp.
de la Lot până la noi, ca în vremea lui Lot, spunea și Mântuitorul, Aedoma acum. Suntem avertizați mereu, mereu, atunci când părăsim Sodoma, să nu privim de fel înapoi, să o întindem tare, pe sodomeni fără de milă îi bate Dumnezeu. Desfrâul lor înaintea lui stârnește voma, cine cu jind se întoarce, rămâne stâlp de sare. Un vaier surd prin fumul dens, vatra Sodomei e un crater imens. De ești ca Lot, așterne-te la drum, ploaie de foc stă gata să pornească, cloaca plăcerii, acum încinsă lavă, luxul Sodomei îl va preface în scrum. Lasă glumeții să glumească, tu ieși, nu mai e timp pentru zăbavă. Pârjolul ei, de-a lungul vremii, pilduitor anunță, urmează focul Genei. O poezie dureros de realistă, dar cred că se impune în vremurile noastre. Pastorul Nicu Oros, fost sibian, în prezent bucureștean, mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră aici la București. Am slujit pentru o vreme în Sibiu, dar eu sunt sălăjan. Sălăjan, deci al treilea. Sălăjan din Stârciu. Sălăjan, un timp la Sibiu și acum la București. Un timp la Caransebe, Sibiu și acum la București. Cum o privit bucureșenii? Sunteți păstor la biserica, spuneți-ne la care? Sunt păstor la biserica Philadelphia, acolo unde fratele Trandafir Sandru a slujit, întemeietorul Institutului Teologic Pentecostal. Și unde aveți și familia Bonnariu. Și unde avem și familia respectiv Bonnariu. Respectiv Daniel Bonnariu, fratele Daniel este păstor Marius. Asistent în biserica, da. Philadelphia, da. E pe unde sunt familia Bonnariu acum? În țară. Înțeleg, Marius și Ruth împreună cu cei 5 copii sunt la Codlea, da. Undeva lângă Brașov. Uh-huh. S-au stabilit acolo, posibil definitiv se vor stabili în zona uh-huh. aia. Încă n-au luat decizia definitivă, dar posibil acolo se vor stabili. Cum au văzut păstorii din București acest eveniment sau în ce măsură sunt interesați păstorii, sigur, de confesiune penticostală din București, de ce se întâmplă la ITP? Păi, ca un fost absolvent al Institutului Teologic Penticostal și în aceeași promoție cu Ticu Leontescu. Deci a fost colegi. Am fost colegi. Ce v-am nimerit, n-am știut. Institutul Teologic Penticostal rămâne în inima noastră un timp și un loc special. De aceea, cu drag, când am auzit că este această aniversare, am venit să participăm și am oferit Biserica Philadelphia, fiind biserica mamă a Institutului Teologic Penticostal, ca un loc unde să fie această aniversare de 40 de ani. Am pus la dispoziție și suntem la dispoziția acestei lucrări a lui Dumnezeu cu tot ceea ce putem și suntem. Suntem foarte bucuroși și vom susține cu toată inima această lucrare. Eu personal și Biserica Philadelphia. Aveți vizite de la studenții ITPB la biserica pe care în funcție de repartiția pe care Institutul Teologic Penticostal o face studenților, în Biserica Philadelphia sunt repartizați în jur de 5, între 5 și 10 studenți, dar și din cadrul Bisericii Philadelphia noi avem studenți la Institutul Teologic. Timișoreni au venit spre București. De ce? Deja oarecum ni s-a spus. Cam deci câți ați venit de la Timișoara? Zile, așa cum spunea fratele Nicu, am fost colegi, am fost promoția 90-94 cu Crinișor, cu Valer Mocanu. Cu nepotul meu Crinișor, da, din Statele Unite. Da. Și atunci, iată că sunt 22 de ani de când și noi am graduat și a fost un motiv suficient și am vrut să fim în aceste zile aici, să ne emoționăm, să devenim nostalgici, să ne amintim multe lucruri foarte frumoase din anii aceia, din viața de studenți. Să tineriți, să întinerim gândindu-ne, da, la tinerețe. De anii petrecuți în casa olarului, calutul pe roate. Ați citit un text, o poezie extrem de serioasă. Da. De ce? Se cuvine, cred că acum mai avem vreo 7-8 minute, să vedem, învățăm despre școli biblice care, sigur, afirmăm că sunt destinate a-L cunoaște pe Hristos și a-L face cunoscut și altora, dar nu doar, deci Evanghelia nu are doar latura pozitive a viitorului luminos împreună cu Dumnezeu, ci ceea ce citeați acolo. Ce ați vrut să surprindeți în acea poezie? Poemul acesta l-am scris într-un moment exclusiv de inspirație. Nici eu pe moment n-am înțeles. Mi-am dat seama de ceea ce spunea Mântuitorul, că vremea lui Lot, în foarte multe lucruri pe fond, a rămas aceeași.
oamenii, la fel ca și atunci și acum, sunt absorbiți de lucruri secundare, am putea să spunem, ignorând cel mai important lucru, mântuirea sufletului. Nu era rău în sine, în vremea lui Lot, de a construi case, de a te căsători, ci a face toate aceste lucruri importante într-o viață de om, nu dintr-o perspectivă biblică, ci dintr-una secularizată, lumească, păgânizată. Și atunci poemul acesta are un mesaj. Dumnezeu se adresează oamenilor chiar în multe cărți canonice, într-un limbaj poetic. Dacă proza înseamnă a pune într-o anumită ordine anumite cuvinte, poezia, ca exprimare artistică, înseamnă a găsi cele mai potrivite cuvinte și a le pune în cea mai potrivită ordine. Rolul poeziei este să emoționeze, să transmită o imagine, un limbaj poetic și, desigur... Mi-amintesc de Ioan Alexandru, regretatul exact. Ioan Alexandru, care spunea, dacă în poezie nu amintești de Dumnezeu, de Iisus Hristos, ce altceva să amintești? Sau poetul care spunea, e ușor a scrie versuri când nimic nu aia zice și așa mai departe. Din fericire, poezia creștină are substanță și are ce să spună. Să vă mai gândiți la încă o poezie spre încheiere. Da. Cu pastorul Oros aș dori să de amintim puțin, acum legăm și credo de învățământ. Cam la câte emisiuni ați fost când am avut studioul aici în București? Pe vremea când studioul era în București, cred că au fost 5-6 emisiuni. Am fost și la cort, la învățătura despre cortul, cortul întâlnirii, Da. Dar și strigătele Domnului Iisus Hristos de pe cruce la câteva. Exact, da. Exact. Se poate apropia media de... școlile biblice, indiferent de ce formă ar fi acestea, deci ar trebui, credeți, să apropiem, să conlucrăm în această perioadă? Eu cred că media este o unealtă în mâna lui Dumnezeu, pe care credincioșii copiii lui Dumnezeu ar putea o folosi în vremea asta de pe urmă mult mai eficient. Este foarte greu să aduci pe oameni în biserică, dar este foarte simplu să intri în casele lor prin intermediul radioului, al televiziunii în mod special, și acolo să, poate într-un mesaj scurt de câteva minute, să aibă ocazia omul să fie sensibilizat la mesajul Evangheliei. În virtutea liberului arbitru, omul să decidă. Necazul este că începe să restricționeze mesajul creștin și nu știu câți dintre cei care ne urmăresc sunt conștienți de lucrul acesta. Spre exemplu, amintisem și la convenția de peste ocean, când a fost, de la 1 octombrie, controlul internetului în Statele Unite nu se face de către o entitate, de către o agenție națională, de către una globalizată, una afiliată ONU. Pe de altă parte, se lucrează acum la piața unică digitală europeană și chiar mondială. Ne-ar părea bine să credem că mesajul creștin va fi permis în continuare, dar sunt pesimistul realist în această privință. Eu cred că încă Dumnezeu a mai dat timp României ca acest mesaj să poată ajunge prin intermediul televiziunii în casele oamenilor. Și dacă în alte locuri, probabil, legea audiovizuală este mult mai restrictivă, la noi în țară deocamdată există posibilitatea asta și să profităm din plin de această posibilitate. Și atunci aș încuraja ca televiziunea Credo și alte televiziuni sau radiouri creștine și noi ca biserică, spre exemplu, avem în perspectivă de a deschide un radio creștin. Probabil nu este pe internet. Pe internet, da. Probabil nu este foarte semnificativ, vor spune unii. Ba da, este. Pentru că omul când deschide radioul poate să audă un mesaj și conducând mașina. Să aibă oferta întreagă. Oferta întreagă. De ce să suspectăm mesajul creștin din capul locului că nu este bun pentru om, când tocmai invers e? Să aibă posibilitatea să aleagă și mesajul creștin. O să vă rog, după ce ascultăm poezia, să aveți un mesaj pe linia, sigur, revenim la școala biblică și să spuneți cum v-a folosit o astfel de școală și dacă cei care ne urmăresc, probabil unii de orientare confesională penticostală, dacă ar fi de dorit să facă o astfel de școală sau o altă școală, de orice confesiune, până la urmă, dar o școală creștină. Ați pregătit? Deci vreau să citesc un poem intitulat Cântecul Cocoșilor, din volumul Crucea Răscruce. Teologia acestui volum este aceasta. Ajuns în fața crucii, te afli la răscruce. Doamne, cocoșii copilăriei mele nu mai sunt. Au fost tăiați de mult. Le mai aud doar cântecul reverberând în mine, în sufletul vibrând de apazon.
cântecul cocoșilor copilăriei, în metafizice insomnii, aminte mi-aduce de nemărturisitele trădări, de amarul unui plâns neplâns, cucurigu, a câta oară, Doamne, ce concert de cocoși! Cocoșul conștiinței mereu l-aud cântând, fericiți cei ce plâng, oare ce va fi când cocoși n-or mai cânta, când cocoși nu vor mai fi? Cucurigu! Extraordinar! Poate ne mai întâlnim să beneficiez și eu de niște poezii din astea deosebite. Deci câte un mesaj, mai întâi pastorul Oros, apoi pastorul Ticu Leontescu, cu privirile spre telespectatori, vizând instruirea, nu neapărat printr-o școală biblică, dar preocuparea pentru cunoașterea vremurilor pe care le trăim și câte două minute aveți doar fiecare. Fiecare credincios este chemat să îndeplinească o anumită slujbă în lucrarea lui Dumnezeu. Și pentru fiecare, Domnul are o chemare specială. Eu cred că Institutul Teologic Pentecostal este o oportunitate pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția credincioșilor de a se pregăti să-L slujească pe El cât mai bine. În scurt vă spun experiența mea cu Institutul Teologic Pentecostal. Chiar vă rog, este timp, mai avem 3 minute jumate. În anul 90, când nu intenționam neapărat să vin la institut, dar o chemare interioară mă chema să mă pregătesc mai bine, lucram cu școala duminicală din orașul Zalău. Am fost cel ce a înființat școala duminicală în orașul Zalău și Domnul mi-a pus pe inimă să vin la institut și atunci m-am rugat lui Dumnezeu. Un cuvânt l-am primit din Scriptură, ca să vedeți că școala aceasta și pentru mine a fost voia lui Dumnezeu. Din Isaia, capitolul 30, versetul 20. În timp ce mă rugam și am pus înaintea Domnului, o persoană a spus: frate, nu știu ce cer de la Domnul, dar am avut pentru tine acest verset din Scriptură, care spune așa: vă voi da pâine la necaz și apă la strâmtorare. Învățătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învățătorii tăi. Foarte frumos. După Revoluție așa s-a întâmplat. Exact. Și până la urmă ați venit la această formă de instruire și iată, ați rămas credincios chemării lui Dumnezeu. Mai vrea să spuneți ceva? Exact. Vreau să încurajez pe toți acei ce doresc să urmeze școala teologică pentecostală, că dacă au chemare de la Domnul, Domnul va purta de grijă în orice împrejurare, va fi cu ei, așa cum spune Scriptura, la necaz pâine și la strâmtorare apă. Chiar dacă vin și copii în paralel cu școala, cum a fost cazul unora dintre cei prezenți. Vă rog, 2 minute. Adaug și eu la ceea ce a spus fratele Nicu. Educația în general și educația teologică în special este foarte importantă. Educația teologică înseamnă să învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și de asemenea să învățăm să-L slujim pe Dumnezeu. Aceasta presupune a avea în biserică toate cele 5 categorii de slujitori, care presupune creștini maturi, echipați, pregătiți pentru a-i maturiza pe alții. Și din punctul acesta de vedere, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea deschisă în 90. Am fost trimis la seminar în 85, 86, 87, am venit aici, mi s-a respins dosarul și fratele Șandru spunea: drăguță, te duci pe unde ai venit și dacă s-o îndura bunul Dumnezeu să se schimbe ceva în țara asta, să vii înapoi, te primim fără examen. Și asta a fost în 90. Frumos. Deci eu cred în nevoia de teologie. Rolul teologiei nu este un scop în sine, ci este ca și a legii în Vechiul Testament să ne conducă la Hristos. Nici Hristos fără teologie, nici teologie fără Hristos. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze Institutul Teologic Pentecostal din București să continue lucrarea aceasta cu mai multă anvergură, cu mai mult elan, cu mai multă autoritate și competență și dincolo de teologie sistematică, pastorală, dogmatică, mai ales teologia morală, care este cea mai importantă de fapt. Vă mulțumesc amândorora și mă bucur că ne-am întâlnit cu această ocazie, stimați telespectatori. I-a sfârșit transmisia noastră maraton de aici, de la București, dintr-un hotel în apropierea aeroportului Otopeni, unde s-a ținut un jubileu
cu privire la 40 de ani de funcționare a Institutului Teologic Pentecostal. După cum spuneam deja, noi nu facem artă de dragul artei, nu învățăm de dragul de a învăța, ci arta noastră este cu tendință, cum spunea un mare critic literar odinioară, și această tendință, acest scop este să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. În Ioan 17:3 scrie: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dacă vrem să avem viață veșnică, să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și într-o formă a cercetării personale, în intimitatea locuințelor noastre, a inimilor noastre, dar și în formele acestea organizate, iată, e atâta libertate în România. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această libertate. Fie închei și încheiem, așa cum închei de obicei la emisiunea Să-L cunosc pe El, fie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și să-L facem cunoscut și altora. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc tare mult! Și ne mulțumim! Mulțumim.